Bună dimineața! Eu zic să începem. Mă bucur să văd interes sporit pentru aceste audieri. Astăzi suntem la audierea raportului Curții de Conturi în domeniul gazelor naturale. Avem aici reprezentanți ai sub deputați din cadrul Comisiilor Economie, Buget și Finanțe și Comisiei Control la Finanțe Publice. Mă bucur să văd și reprezentanții Curții de Conturi și Moldova Gaz. De la Ministerul Finanțelor, dacă avem pe cineva, CNA, este Procuratura Generală, da, super, și Andreea am văzut, Agenției Proprietăți Publice, și am văzut și expert din societatea civilă. Deci e important să avem aceste audieri, pentru că raportul per se este unul foarte important, cu multe constatări deosebit de grave, și chiar e foarte important să auzim opiniile și poziția mai multor instituții. Domeniul gazelor naturale este unul absolut fundamental pentru Republica Moldova, și faptul că am reușit să ducem la bun sfârșit un audit public în acest domeniu, eu cred că o să ne ajutăm să corectăm lucrurile și să îmbunătățim acest domeniu. Pentru că cred că fiecare este de acord că există mari probleme de guvernanță, de transparență, și aceste lucruri nu pot fi lăsate așa. Eu, cumva, scenariul acestei ședințe, o să ascultăm mai întâi prezentarea raportului de Curtea de Conturi, apoi o să ascultăm pozițiile, în special a entităților vizate, în special Moldova Gaz, și, desigur, a instituțiilor de stat cheie, care reglementează domeniul, dar și care ar trebui să reprezinte Republica Moldova în cadrul acestei companii. Și apoi o să avem o discuție, o rundă de întrebări, răspunsuri și dezbateri. Așa că să începem, o să ofer cuvântul colegilor de la Curtea de Conturi. Aveți nevoie de 30 minute. Bine, vă rog, mersi. Bună ziua, domnule președinte a Comisiei, bună ziua, stimați deputați, stimați invitați. Audit asupra conformității cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderi de gaze naturale care le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderi înrudite, astfel cum au fost definite în legea 108/2016 cu privire la gazele naturale. Inclusiv întreprinderile care au fost deținute indirect, acest audit a fost desfășurat în baza legii 244 din 24-12-2021 privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor naturale, în contextul importanței majore a domeniului gazelor naturale pentru economia țării și pentru bunăstarea cetățenilor. Raportul de audit a fost întocmit în baza probelor de audit colectate de la SA Moldova Gaz și întreprinderile de gaze naturale fondate de aceasta, precum și la alte entități publice, precum ar fi Ministerul de Finanțe, Biroul Național de Statistică, Agenția Națională a Arhivelor, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal, Agenția Servicii Publice, Serviciul Fiscal și, nu în ultimul rând, Agenția de Reglementare Energetică. SA Moldova Gaz asigură furnizare de ultimă opțiune a circa 98% din volumul total de gaze naturale pentru consumatorii publici Moldova. Prin urmare, area de testare auditul Curții de Conturi a fost focusată pe activitatea SA Moldova Gaz și grupul de companii înrudite cu aceasta. SA Moldova Gaz deține pe piața gaze naturale din Republica Moldova o dublă ipostază, furnizor de gaze naturale care îndeplinește obligații de serviciu public, privind furnizarea de gaze naturale consumatorilor finali, casnici și non-casnici, și fondator unic și asociat a 23 de SRL-uri, inclusiv 7 SRL-uri din stânga Nistrului, și fondator indirect a 3 SRL-uri care activează în domeniul gazelor naturale. Activitățile de transport, distribuție și furnizare gazelor naturale reprezintă o activitate reglementată, iar autoritatea investită cu competențe de reglementare și monitorizare a activității din sectorul gazelor naturale este Agenția Națională de Reglementare Energetică. Concluziile de audit au fost făcute doar pe acele aspecte care se bazează pe rezultatele verificărilor efectuate de auditori, în baza documentelor primare, contabile și rapoartelor financiare și non-financiare, actelor, deciziilor juridice și administrative, care au asigurat acumularea probelor veridice și necesare și suficiente, care au permis cuantificarea
valorii neconformităților stabilite. Concomitent, menționăm prezența unor circumstanțe care au generat imposibilitatea obținerii de la entitățile auditate a informațiilor exacte și fiabile pe unele aspecte importante care, ca rezultat al anumitor limitări. Și anume, lipsa unor documente care, ca rezultat al distrugerii acestora, conform legislației în vigoare, a dosarilor și documentelor primare aferente evidenței contabile, raportării financiare, dosarilor juridice și de arbitraj, aferente perioadei anului până la anul 2016. Ridicarea de către organele de urmărire penală a unor documente aferente investițiilor și procedurilor de achiziții, lipsa rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentul primar aferente activității economice ale întreprinderilor din stânga Nistrului, necontrolate de S.A. Moldova Gaz. Lipsa actelor de verificare între concernul Moldova Gaz, S.A. Gaz Transit, Moldova Gaz, Gazprom și Tiraspol Transgaz pentru perioada din 1994-1998, 2005-2013. Lipsa listei patrimoniului depus în capital social de S.A. Moldova Gaz la fondarea acesteia în 1999. În paralel, de fapt, acesta a fost contextul în care noi am făcut acest audit, ca să se înțeleagă de societate și de onoratul Parlament, care au fost limitările în misiunea noastră de audit. Totodată, reieșind din aceste circumstanțe, Curtea de Conturi a avut constatări esențiale în raportul de audit, pe care le va prezenta colegul meu, domnul Sergiu Știrbu. Bună ziua! Doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență! În rezultat auditului efectuat, s-a constatat că unele activități, procese și proceduri, precum și tranzacții, concepute, create și realizate de S.A. Moldova Gaz și persoanele responsabile de guvernanță, nu au întrunit în totalitate criteriile de conformitate care guvernează acest holding. În perioada 2011-2021, din totalul investițiilor capitale realizate de întreprinderile din sistemul gazelor naturale de circa 3,6 miliarde de lei, în perioada de referință, doar investițiile în valoare de 2,7 miliarde de lei sau 77% au fost acceptate de către ANRE în scopul recuperării prin tarif. Iar investițiile în valoare de 815,8 milioane lei au fost considerate și apreciate ca neplanificate, nefundamentate și nejustificate conform și pe deplin fiind aplicate neconform criteriilor de evaluare, de obligativitate, necesitate și eficiență. Din acestea, sistemul informațional de prelucrare a datelor de furnizare a gazelor naturale și a evidenței consumatorilor, bazat pe platforma Oracle, constituie 132,4 milioane de lei. Clădirea de tip oficiu a S.A. Moldova Gaz din strada Pușkin 64, 445,6 milioane de lei. Clădirea administrativă din orașul Ungheni, 20,7 milioane de lei. De asemenea, nu s-au găsit finalitatea, în conformitate cu scopurile enunțate, rămânând a fi nefinalizate și netransmise în exploatare de mai mulți ani, unele investiții pentru dezvoltarea infrastructurii de transport și distribuție a gazelor naturale, efectuate începând cu anul 2015, în valoare totală de 12,6 milioane de lei. Un exemplu elocvent al investițiilor efectuate în lipsa surselor de recuperare a costurilor reprezintă investițiile capitale pentru construcția clădirii de tip oficiu a S.A. Moldova Gaz din strada Pușkin 64. Mijloacele planificate pentru a fi utilizate în construcția acestei clădiri a fost permanent în creștere. Astfel, în anul 2005, Consiliul de Administrație al S.A. Moldova Gaz planifica alocarea până la 5 milioane de euro sau circa 63 milioane de lei pentru lucrările de proiectare și construcția clădirii. În anul 2006, în baza documentației de proiect, a fost determinat costul orientativ al construcției de 230,9 milioane de lei cu suprafața de 12,7 mii metri pătrați. În anul 2013, documentația de proiect a fost modificată prin majorarea suprafeței construcției până la 13,5 mii metri pătrați, însă devizul general ajustat cu costurile finale nu a fost elaborat și prezentat de către proiectant în corespundere cu prevederile cadrului de reglementare. În final, în anul 2018, valoarea investițiilor suportate a constituit 445,6 milioane de lei fără tăvar. Deși construcția clădirii s-a efectuat în perioada 2008-2018, S.A. Moldova Gaz a prezentat auditul pentru verificare doar o parte neesențială din documentele aferente construcției clădirii ce vizează perioada 2016-2018, motivând prin ridicarea documentelor pentru perioada 2008-2015 de către organele de urmărire penale care nu au fost restituite societății pe acțiuni.
Astfel, în baza procesului verbal de percheziție din 26 noiembrie 2015 a Procuraturii Generale, cât și în baza procesului verbal de ridicare din 4 aprilie 2016 a Inspectoratului Național de Investigații, documentele în original, aferente licitațiilor desfășurate în perioada 2011-2015, contractele și procesele verbale de executare a lucrărilor pentru perioada 2009-2015 privind lucrările de construcție a clădirii au fost ridicate de către reprezentanții organelor de urmărire penală. În urma insistențelor Curții de Conturi și corespondenței purtate cu SA Moldova Gas, Procuratura Generală, CNA și PCCOX, ultima a identificat locația unde au fost depozitate documentele ridicate care se aflau la etajul tehnic al clădirii din strada Albișoara 38. Însă, în această încăpere, practic, nu se regăseau documentele ridicate în anii 2015-2016 de către organele de urmărire penală aferente construcției clădirii. Ca urmare, la 23 septembrie 2002, PCCOX a informat Curtea de Conturi despre pornirea unui proces penal privind deteriorarea sigiliului încăperii și lipsa unor documente ridicate, care au fost lăsate la păstrare în cinta SA Moldova Gas. Conform explicațiilor prezentate de SA Moldova Gas, aceasta nu a primit regulamentar la păstrarea acestei documente, deci nu poartă răspundere pentru lipsa acestora. Urmarea a acestui fapt, auditul public extern a fost limitat de a verifica și a se expune asupra conformității investițiilor capitale efectuate de SA Moldova Gas la obiectivul construit. Lipsa documentației complete nu a permis nici agenției pentru supraveghere tehnică efectuarea controlului volumelor și a costurilor lucrărilor executate la obiectivul investițional, la care Curtea de Conturi s-a adresat pentru efectuarea acestuia. Din documentele puse la dispoziția privind construcția clădirii de tip oficiu a SA Moldova Gas din strada Pușkin 64, auditul a stabilit următoarele. Finanțarea construcției clădirii în anii 2010, 2011 și 2013 s-a efectuat prin contractarea a 3 credite, în valoare totală de 138 milioane de lei, fiind achitate dobânzi de 13 milioane de lei și comisioane, taxe și alte plăți aferente eliberării creditelor de 1,4 milioane de lei. Contractarea antreprenorilor în anii 2017-2018 s-a efectuat în lipsa unui deviz general de la proiectul ajustat. Ca urmare, valoarea contractelor a suferit mai multe ajustări, fără ca Comisia de Achiziții să examineze necesitatea majorării valorii lucrărilor de construcție și procurării bunurilor prin acorduri adiționale, cât și să fie ajustat, asigurată confirmarea documentară privind respectarea procedurii de încheiere a acordurilor adiționale, inclusiv scopul, necesitatea încheierii și efectul economic al executării, după cum prevăd reglementările interne aprobate de SA Moldova Gas. De exemplu, valoarea unui contract de întreprinsă de 75,3 milioane de lei a fost majorat prin acorduri adiționale cu 65,4 milioane de lei sau cu 86% mai mult decât valoarea contractului inițial, depășind limita de 30% pentru valoarea acumulată a tuturor acordurilor adiționale stabilite în reglementările interne ale societății pe acțiuni. Procesul de recepție la terminarea lucrărilor și de recepție finală a clădirii s-a efectuat în condițiile neîntocmirii complete a cărții tehnice a construcției, nefiind incluse informații despre executarea lucrărilor de construcție din anii 2017 și 2018, inclusiv cele efectuate după recepția la terminarea lucrărilor, ceea ce contravine prevederilor regulamentului de recepție a construcției și instalațiilor aferente aprobat prin hotărârea Guvernului 285 din 96. Deși prin legea 74 din 2020 a fost instituit cadrul juridic general privind organizarea și efectuarea achizițiilor în sectoarele energetice, apei, transporturilor și a serviciilor poștale, achizițiile mai mici de 800.000 pentru contractele de achiziții de bunuri și servicii și 2 milioane pentru contractele de achiziții de lucrări urmau a fi reglementate de guvern prin elaborarea și aprobarea actelor normative necesare. Lipsa acestora până la finele anului 2022 a influențat negativ la conformitatea și eficiența achizițiilor în entitățile verificate de audit. Totodată și lipsa unui cadru exhaustiv intern de reglementare a achizițiilor, atât pentru activitățile reglementate, cât și cele nereglementate a grupului SA Moldova Gas, precum și pentru achizițiile care nu depășesc limitele inferioare a achizițiilor reglementate de cadrul legal existent, determină gestionarea necorespunzătoare a riscurilor de neconformitate, netransparență și ineficiență în procesele de achiziție a grupului SA Moldova Gas. Astfel, nerealizarea unor studii privind competitivitatea prețurilor oferite pe piață internă și cea externe, neestimarea și neindicarea în planurile anuale de achiziție a costurilor estimative de achiziție a condiționat. Efectuarea unor procurări de bunuri și servicii în valoare totală de 47,7 milioane de lei, fără organizarea și desfășurarea procedurilor corespunzătoare de achiziție, precum și divizarea unor contracte de achiziție în valoare de circa 3,1 milioane de lei. Efectuarea unor achiziții prin intermediari,
cu achitarea unor adausuri comerciale ce au variat de la 50% până la 212% față de valoarea bunurilor declarate în vame, ceea ce constituie circa 153 milioane de lei. Acordarea în perioada 2017-2020 a unor avansuri în proporție de peste 50% din valoarea contractelor de achiziție pe termeni îndelungați. Procesul de contractare a antreprenorului și executarea a reparației capitale a unor porțiuni a conductei magistrale de gaze Razdelnia Ismail, în sumă totală de 618,8 milioane de lei, s-a efectuat fără a fi respectate în totalitate principiile de transparență și eficiență. Ca urmare, la efectuarea lucrărilor, inclusiv către SRL Moldova Transgaz, nivelul rentabilității medii a antreprenorilor a constituit circa 96%. Costurile aferente executării lucrărilor de construcție, reconstrucție a infrastructurii de distribuție a gazelor naturale a fost majorat cu cel puțin 15,9 milioane de lei, dat fiind calcularea neregulamentară a cheltuielilor de regie și beneficiu antreprenorilor aferente materialelor procurate de întreprinderile din grupul SA Moldova Gaz. Procesul de planificare, executare și raportare a cheltuielilor în perioada auditată a fost realizată cu unele abateri de la condițiile și principiile actelor normative în vigoare, care prevăd că operatorii de transport, distribuție și furnizarea gazelor naturale au obligația să se conducă în activitatea licențiată de principiul eficienței maxime la cheltuieli minime. Ca urmare, au fost identificate cazuri de asumare a unor decizii care au generat costuri suplimentare neprevăzute și cheltuieli neproductive semnificative. Realizarea cu abateri de la cadrul normativ a investițiilor și cheltuielilor, inclusiv pentru reparația capitală a imobililor din complexul întreprinderii de stat Pensiunea Holercani, a generat cheltuieli neconforme și ineficiente în sumă totală de 7 milioane de lei. Precum și litigii judiciare cu antreprenorul și pornirea unei cauze penale pe factori de decizie a SRL Ieloveni Gaz. Din totalul consumului tehnologic și al pierderilor de gaze naturale de 446 milioane de metri cubi, în valoare de 1 miliard 940 milioane de lei înregistrate la operatorii de serviciul de distribuție în perioada 2011-2021, ANRE a aprobat ca consum tehnologic și pierderi tehnice normative de gaze naturale în rețele de distribuție doar 215,6 milioane de metri cubi de gaze în valoare de 917,4 milioane de lei, ceea ce constituie doar 48,2% din cele efectiv înregistrate. Astfel, valoarea pierderilor supranumerative a constituit 1 miliard 22 milioane de lei. În perioada 2011-2021, pierderile normative au variat de la 13,9 milioane de metri cubi în anul 2014 până la 26,9 milioane de metri cubi în anul 2015. În același timp, pierderile efective au variat de la 54,3 milioane de metri cubi în anul 2011 până la 26,8 milioane de metri cubi în anul 2021. Deci, volumul pierderilor efective la distribuția gazelor naturale în perioada 2011-2021 a depășit de două ori volumul pierderilor normative acceptate în scopuri tarifare. Totuși, aceasta a avut o tendință de descreștere de la 347% în anul 2014 până la 126% anul 2021 din valoarea normativilor aprobate de ANRE. În perioada 2017-2021, cheltuielile de remunerare a muncii în cadrul întreprinderilor din domeniul gazelor naturale au constituit suma de 3,8 miliarde de lei. Structura componentelor salariare în cadrul întreprinderilor din domeniul gazelor naturale include circa 45 de elemente salariale, astfel, din totalul cheltuielilor privind remunerarea muncii, salariul de bază constituie doar 48%, 1,8 miliarde de lei, celelalte 52% sau 1,9 miliarde de lei sunt sporuri și suplimente plătite angajaților în domeniu. Deși SA Moldova Gaz și întreprinderile sale de transport și distribuție elaborează, aprobă și actualizează statele de personal, acestea nu sunt bazate pe justificări ale normativelor de muncă, de timp și producere elaborate în conformitate cu regulamentul privind modul de organizare a normării muncii în ramul economiei naționale, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 98 din 2013. De menționat că doar pentru aprobarea statelor de personal în partea ce ține de muncitori, întreprinderile se conduc de prevederile Ordinului Ministerului Economiei și Comerțului din numărul 135 din 2006. Lipsa justificărilor corespunzătoare și excavative a normărilor de muncă, de timp și producere, la stabilirea numărului de personal necesar pentru desfășurarea activității reglementate de distribuție, transport și furnizarea gazelor naturale, a generat acceptarea pentru anii 2017-2021 de către ANRE spre recuperare prin tarif a cheltuielilor privind retribuirea muncii, la distribuție 100%, la transport 81% sau
440 milioane de lei din totalul de 539 milioane de lei, la furnizare în proporție de doar 68% sau în sumă de 324 de milioane din totalul 473 milioane de lei. Astfel, cheltuielile de remunerare a muncii neacceptate spre recuperare prin tarif au constituit 246,2 milioane de lei. Din acestea, 125,5 milioane de lei sau circa 26% din totalul cheltuielilor privind remunerarea muncii aferente furnizării gazelor naturale au constituit remunerarea muncii organelor de conducere și control al SA Moldova Gaz și a consilierilor acestora. Schimbarea în anul 2018 a proprietarului imobilor din strada Pușkin 64 prin vânzarea clădirii respective companiei Fice SRL Flacăra Albastră, cu ulterioarea luarea acesteia în locațiune, a majorat cheltuielile SA Moldova Gaz în perioada 2019-2021 cu circa 17,8 milioane de lei sau anual cu circa 5,9 milioane de lei. Admiterea în perioada decembrie 2020-octombrie 2022 a unor cheltuieli neargumentate din punct de vedere economic de 3,6 milioane de lei la contractarea de către SRL Chișinău Gaz a serviciilor de sublocațiune a spațiului pentru garaj din strada Calea Orheilor 89, deși SRL Chișinău Gaz dispune de spațiu pentru garaj amplasat pe strada Calea Ieșilor 59,3 cu terenul aferent de 0,9 milioane hectare. A adus cheltuieli neargumentate în aceeași sumă de 3,6 milioane de lei. Contractarea serviciilor juridice în bază de abonament a generat cheltuieli suplimentare în sumă totală de 8,9 milioane de lei. Contractarea s-a efectuat fără a dispune de proceduri și criterii clare, bine formalizate, care ar specifica modul de selectare a sarcinilor și problemelor de drept delegate pentru asistența juridică, separat de area de activitate a juriștilor angajați conform statelor de personal al grupului SA Moldova Gaz, care constituie 44 unități, cu un fond de retribuire a muncii în perioada 2017-2021 de circa 40 de milioane de lei, precum și contractarea separată a unor avocați pentru reprezentarea în instanțelor naționale de circa 9 milioane de lei. Deși grupul SA Moldova Gaz a efectuat cheltuieli în sumă totală de 6 milioane de lei pentru serviciile de monitorizare prin GPS a mijloacelor de transport, rezultatele furnizate nu sunt utilizate pe deplin în scopul optimizării cheltuielilor și proceselor de gestionare a mijloacelor de transport. SA Moldova Gaz nu a efectuat la nivel centralizat sau separat, la nivel de fiecare companie fică, niciun studiu privind cost-eficiența serviciilor de pază fizică, video și prin semnalizare, care în anii 2017-2021 au constituit circa 92 de milioane de lei, care ar oferi asigurări privind posibile economii obținute sau eventualele cheltuieli suplimentare suportate, având în vedere existența în paralel a posturilor fizice de pază, sistemelor video de monitorizare și pază tehnică cu buton de alarmă. Patrimoniul investit de SA Moldova Gaz în întreprinderile Fice s-a efectuat cu deficiență, acestea având un statut juridic incert, deoarece unele documente de fondare prevăd transmiterea patrimoniului în folosință, iar altele în capitalul social. Ca urmare, evidența patrimoniului investit în întreprinderile Fice s-a efectuat neuniform prin ce a fost denaturată valoarea contabilă acestora. De asemenea, au fost generate cheltuieli suplimentare de 8,9 milioane de lei la luarea în locațiune de către SA Moldova Gaz a spațiilor înregistrate, declarate ca proprietate al SA Moldova Gaz. Nu au fost încasate venituri de circa 22,7 milioane de lei din transmiterea în locațiune SRL Trans Autogaz a unor bune aflate în folosință SRL Moldova Transgaz. Volumul gazelor importate de partea dreaptă a NIST-ului nu reprezintă o valoare măsurată, ci una calculată, bazată pe datele prezentate de operatorii de transport și de distribuție din Republica Moldova, inclusiv regiunea transnistreană și Ucraina. De menționat că Serviciul Vamal al Republicii Moldova nu are o procedură bine determinată de verificare a corectitudinii declarării volumului de gaze importate. Astfel, doar gazele naturale livrate în partea dreaptă a NIST-ului a Republicii Moldova sunt declarate ca importate la vamă, iar cele livrate în partea stângă a NIST-ului în perioada auditată nu au fost declarate la vamă. Potrivit informațiilor furnizate de SA Moldova Gaz, doar o parte din gazoductele prin care întreprinderile de transport și distribuție a gazelor naturale ale SA Moldova Gaz, prin care acestea prestează aceste servicii, sunt proprietatea acesteia. Din totalul celor 23,8 mii kilometri de gazoducte de distribuție, doar 8,2 mii kilometri sau 34% aparțin SA Moldova Gaz. 6.000 de kilometri sau 25% aparțin autorităților administrației publice locale, 8.000 de kilometri persoanelor fizice și juridice, iar în jur de
1,1 mii kilometri sau 4,9% nu au acte de proprietate. Totodată, din 1559 kilometri de gazoducte de transport, doar 1300 sau 83% aparțină SA Moldova Gaz. 188 kilometri aparțin autorităților administrației publice locale, 46 kilometri aparțin Ministerului Economiei și 25% persoanelor fizice și juridice. Prin utilizarea rețelelor ce nu le aparțin, grupul SA Moldova Gaz are acces la un număr mai mare de consumatori de gaze naturale, fără a investi în reparațiile lor capitale, prin ce nu doar își asigură un volum mai mare de vânzări, dar și beneficii economice mai sporite. Conform informațiilor furnizate de Ministerul Finanțelor, doar în perioada 2000-2021 din bugetul de stat au fost investite circa 1 miliard de lei în construcția gazoductelor. Suplimentar, ca surse de finanțare a gazoductelor, proprietate publică au servit și finanțările efectuate din contul Fondului de Investiții Sociale din Moldova, sursele bugetelor locale, precum și altor diferiți donatori interni și externi. Rețelele de transport și distribuția gazelor naturale, construite din contul bugetului public național, au fost transmise pentru deservire tehnică întreprinderilor de transport și distribuție, în lipsa achitării de către acestea a unei redevențe, precum și lipsii prevederilor unor cerințe de suportare a cheltuielilor de reparații capitale. Auditurile curții de conturi efectuate la autoritățile publice locale au relevat că nu toate rețelele de transport și de distribuție a gazelor naturale sunt înregistrate în evidența lor contabilă, iar ca urmare, valoarea gazoductelor proprietate publică nu este cunoscută. Autoritățile publice nu au efectuat o inventariere exhaustivă a rețelelor de transport și distribuție create din contul bugetului public național, ceea ce generează riscuri reale de pierdere sau utilizare neconforme a acestui patrimoniu. Deși potrivit cadrului normativ în vigoare, rețelele și instalațiile de gaze construite cu contribuția bănească a beneficiarilor de investiții, alții decât unitățile de distribuție a SA Moldova Gaz, care actualmente au rămas fără proprietar, se consideră proprietatea a autorităților publice locale în baza deciziilor instanțelor de judecată. Se relevă că majoritatea autorităților locale nu au întreprins măsuri concrete pentru preluarea la balanța acestora a gazoductelor fără stăpân. Lipsa unor delimitări clare a drepturilor și obligațiilor proprietarilor rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale, transmise la deservire tehnică la întreprinderile SA Moldova Gaz, condiționează incertitudini cu privire la modul de gestionare, întreținere și reparație curentă și capitală a acestora. Folosindu-se de cadrul lacunar de reglementare a drepturilor de proprietate asupra gazoductelor fără stăpân, restricțiile nejustificate existente în metodologiile aprobate de ANRE și de lipsa mijloacelor bugetare pentru reparația capitală a celor ce aparțin autorităților publice locale, întreprinderile de distribuție au preluat în proprietatea sa, fără plată, mai multe gazoducte în valoare de circa 39 de milioane de lei, prin ce au adus pierderi proprietății publice. Conform analizelor efectuate de audit, s-a constatat că SA Moldova Gaz a înregistrat în perioada anilor 2011-2021 pierderi din diferențele de curs valutar în sumă de circa 3 miliarde de lei, preponderent aferente datoriilor pentru gazele procurate. De menționat că pierderile financiare respective sunt direct dependente de corectitudinea determinării valorii datoriilor pentru gazele naturale procurate. În același timp, datoriile respective depind de corectitudinea fondării SA Gaz Snap Transit și SA Moldova Gaz, când cu patrimoniul depus în capitalul lor social au fost stinse aceste datorii. Conform actelor de verificare semnate la 31 decembrie 2021 de către SA Moldova Gaz cu SA Gazprom și SRL Factoric Finance, datoriile SA Moldova Gaz pentru gazele naturale livrate și pentru provânarea capacităților suplimentare de transport al gazelor naturale constituia, față de SA Gazprom, partea dreaptă a Nistrului, 469 milioane dolari, partea dreaptă a Nistrului, 6 miliarde 871 milioane dolari, iar față de SRL Factoric Finance, partea dreaptă a Nistrului, 275 milioane dolari, din care 120 milioane dolari plăți de bază și 155 milioane penalități. Și partea stânga Nistrului, 925.240.000 dolari, din care 541 milioane dolari plăți de bază și 385 milioane dolari penalități. Examinările auditului au relevat că deși au fost semnate acte de verificare cu SRL Factoric Finance privind recunoașterea datoriilor aferente penalităților calculate în anii 93-2002, în sumă totală de 155.797.000 dolari, acestea nu au fost înregistrate în evidența contabilă SA Moldova Gaz. Datoriile SA Moldova Gaz față de SA Gazprom pentru gazele naturale livrate Tiraspol Transgaz, precum și creanța Tiraspol Transgaz față de SA Moldova Gaz
începând cu anul 2002, este raportată la conturile extrabilanțiere ale evidenței contabile ale SA Moldova Gaz. Totodată, examinând actele de verificare a dotăriilor întocmite parcursul anului, ca s-au păstrat la SA Moldova Gaz, auditul relievă. Responsabil de semnare actelor de verificare a datoriilor referente livrărilor de către SA Gazprom a gazelor naturale către Republica Moldova au fost diferiți agenți economici. Pentru perioada 94-95, responsabil era SA Concernul Moldova Gaz. Pentru perioada anului 96, 1 iulie 1999, era responsabil SA Gaznap Transit, iar pentru perioada 1 iulie 99-31 decembrie 2021, SA Moldova Gaz. Concomitent, aceste entități urmau să semneze acte de verificare cu Tiraspol Transgaz. Pentru livrările de gaze naturale efectuate în anii 94-95, actele de verificare anuale se semnau separat pentru fiecare contract anual de procurare. Pentru perioada 1994-1997 și 2005-2016 au lipsit acte de verificare semnate cu Tiraspol Transgaz. Concomitent, în perioada 94-2002, nici în actele de verificare semnate cu SA Gazprom nu se indicau datele cu privire la datorii, livrări și achitări separat pentru partea dreaptă și partea stângă a Nistrului. Pentru unele perioade lipsesc actele de verificare semnate cu SA Gazprom. Pentru livrările efectuate în anul 95, actele întocmite în anii 95-96. Pentru livrările efectuate începând cu anul 96, actele întocmite în anii 2004-2013. Pentru livrările efectuate în anul 1994, soldurile datoriilor finale indicate în actele de verificare întocmite în anii 1996-1998 nu coincid cu soldul datoriilor indicate în actele de verificare din anul următor. Astfel, nedelimitarea exhaustivă în actele de verificare existente a datoriilor istorice dintre partea dreaptă și partea stângă a Nistrului nu oferă o certitudine cu privire la veridicitatea acestora, respectiv și nici asupra cheltuielilor financiare aferente acestor datorii. Mai mult ca atât, auditul constată că datoriile malului stâng și malului drept al Nistrului pentru gazele naturale nu corespund realității, urmare a neeliminării deficiențelor la constituirea de către guvern a întreprinderilor mixte cu SA Gazprom, constatate de Curtea de Conturi încă în anul 2002, când cu o parte din patrimoniul transmis în capitalul social al acestor societăți a fost stinsă o parte din datorie pentru gazele consumate. Astfel, atât la fondarea SA Gaznap Transit în 1995, cât și la fondarea SA Moldova Gaz în 1999, nu au fost respectate prevederile articolului 9 aliniatul 2 din legea privind investițiile străine, numărul 998 din 1992, conform cărora depunerile în capitalul social al întreprinderii urmau să fie efectuate la prețuri mondiale. Ca urmare, cota de participare a Republicii Moldova în capitalul social al SA Gaznap Transit, cât și a SA Moldova Gaz, a fost diminuată. La fondarea SA Gaznap Transit în listele de evaluare a patrimoniului Direcției Regionale a Gazoductelor Magistrale Tiraspol Transgaz, în sumă de 96,7 milioane de lei, a fost inclus și patrimoniul aflat pe malul drept, în valoare totală de 61,8 milioane de lei, sau circa 14,6 milioane de dolari. În circumstanțele menționate supra, se constată materializarea riscului de majorare nejustificată a datoriei malului drept și diminuarea nejustificată a datoriei malului stâng pentru gaze cu suma de 7,3 milioane de dolari, precum și diminuarea cotei de participare a Guvernului Republicii Moldova în capitalul social al SA Gaznap Transit. Doar o parte din patrimoniul gestionat de Moldova Transgaz și Tiraspol Transgaz a fost depus la fondarea SA Gaznap Transit. Controlul Curții de Conturi efectuat în anul 2002 a indicat că din lungimea totală a gazoductelor magistrale care traversează teritoriul Moldovei pe partea dreaptă și stânga râului Nistru, ce constituia 542 de kilometri, în listele de estimare a patrimoniului depus în capitalul SA Gaznap Transit au fost incluse doar 416 de kilometri, ceea ce constituie doar 76% din lungimea acestora sau cu 126 kilometri mai puțin. La formarea SA Moldova Gaz, contractul de societate a prevăzut majorarea valorii bunurilor depuse anterior în capitalul social al SA Gaznap Transit în baza evaluării acestora în anul 1996. De la 439,9 milioane de lei sau circa 104 milioane de dolari până la 782,8 milioane de lei sau 170 milioane de dolari, însă coeficientul de indexare nu a fost aplicat uniform. Cauza acestei situații nu a fost identificată de audit, însă conform punctul 34 din Standardul Național de Contabilitate numărul 16, reevaluarea trebuia efectuată concomitent pentru toate mijloacele fixe din aceeași grupă conform acelorași principii metodei.
Ca urmare, patrimoniul depus de Guvernul Republicii Moldova a fost diminuat cu 34 milioane de lei sau 7,6 milioane de dolari, iar patrimoniul depus de malul stâng a fost majorat cu aceeași sumă. Auditul a fost limitat în posibilitatea de a se expune privind faptul dacă la fondarea ESA Moldova Gaz, în 99, întreprinderi de pe malul stâng al Nistru au inclus sau nu au inclus patrimoniul aflat pe malul drept, sau dacă acest patrimoniu a fost depus de întreprinderi de pe malul drept, deoarece nu a avut acces la lista patrimoniului, inclusiv a mijloacelor fixe depuse în capitalul social al ESA Moldova Gaz. Totuși, nu toate gazoductele de pe malul drept au fost incluse în listele de evaluare a patrimoniului Moldova Transgaz existente la 1 iulie 97, acestea fiind incluse în listele Tiraspol Transgaz, care au servit ca bază pentru determinarea cotelor de participare în capitalul social al SA Moldova Gaz. Mai mult ca atât, auditul a constatat că gazoductul spre orașul Reni, cu valoare de bilanț de 2,5 milioane de lei, aflat la deservire SRL Moldova Transgaz, nejustificat a fost transmis în anul 99 în capitalul social al SRL Tiraspol Transgaz. Urmarea analizei efectuate de audit se constată că valoarea patrimoniilor evaluate pentru depunere în capitalul social al SA Moldova Gaz era mai mică decât valoarea patrimoniului SA Gaznap Transit, ce trebuia depus în capitalul social al SA Moldova Gaz, cu 39 de milioane de lei și cel ce a fost real depus cu 225 milioane de lei. O cauză a acestei situații poate fi evaluarea și depunerea gazoductelor magistrale de pe malul drept al Nistrului, care nu au participat la formarea capitalului social al SA Gaznap Transit. Totodată, aceste depuneri suplimentare de patrimoniu în capitalul social al SA Moldova Gaz, circa 49 de milioane de dolari, nu au participat la diminuarea datoriilor față de SA Gazprom. De asemenea, auditul a constatat că valoarea patrimoniului depus în capitalul social al SA Moldova Gaz, cu care trebuia stinsă datorie pentru gazele livrate de SA Gazprom, nu a corespuns valorii patrimoniului evaluat pentru depunere în capitalul social de al SA Moldova Gaz. Astfel, Guvernul Republicii Moldova a depus un patrimoniu mai mare cu 15 milioane de lei, iar partea stângă a Nistrului nu a depus patrimoniu în sumă de 17,9 milioane de lei. Ca urmare, SA Moldova Gaz trebuia să înregistreze o datorie față de APP în sumă de 15,5 milioane de lei și ca capital nivelat creanța părții de pe malul stâng în sumă de 17,9 milioane de lei, ceea ce nu s-a efectuat. Deși la situația din 30 septembrie 2008 de către o companie de audit din Republica Moldova a fost efectuată reevaluarea mijloacelor fixe depuse de Guvernul Republicii Moldova în capitalul social al SA Moldova Gaz, valoarea acestora fiind majorată cu 3.364.435.000 lei sau, la cursul respectiv, 324,8 milioane de dolari, valoarea aportului Guvernului în capitalul social al SA Moldova Gaz nu a fost majorată cu suma de 3.364.000.000 de lei și nici nu a fost reflectată ca datorie față de Agenției Proprietății Publice. Deși legea privind societățile pe acțiuni, numărul 1134/1997, nu acordă acționarilor dreptul de a retrage aportul său la capitalul social, inclusiv al patrimoniului depus la fondarea societății, în anul 2005, regiunea transnistriană s-a retras calitatea de acționar la SA Moldova Gaz și a retras patrimoniul depus la fondarea SA Moldova Gaz, acesta fiind transmis unei întreprinderi nou înființate, SRL Tiraspol Transgaz Pridnistrovie. Chiar dacă SA Moldova Gaz nu recunoaște aceste acțiuni care s-au efectuat în afara cadrului legal al Republicii Moldova și prin urmare sunt nule de drept, SA Moldova Gaz nu s-a adresat în instanțele naționale pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin lipsa posibilității de gestiune a patrimoniului său, nu a cerut suspendarea dreptului de vot al regiunii Transnistrie în cadrul adunării generale a acționarilor, precum și nici nu a inițiat divizarea societății pentru excluderea regiunii Transnistrie din acționarii săi, pentru a conforma situația de facto cu cea de iure. Deși retragerea patrimoniului s-a efectuat de fapt, cotele de participare ale acționarilor rămași nu au fost revizuite. Mai mult ca atât, SA Gazprom, în baza contractului de gestiune fiduciară a patrimoniului, care datează din 31 mai 2005, a continuat să reprezinte interesele regiunii Transnistrene în organele de conducere al SA Moldova Gaz și să ia decizii în numele acesteia. Ca urmare, regiunea Transnistrene, prin intermediul SA Gazprom, participă la gestionarea SA Moldova Gaz. În concluzie, auditul relevă următoarele. Conform datelor evidenței contabile SA Moldova Gaz, din datoriile înregistrate la 31 decembrie 2021 pentru procurarea gazelor naturale în sumă de 590 milioane de dolari,
Doar datoriile în sumă de 14,6 milioane de dolari s-au format pentru livrările de gaze efectuate în prima jumătate a anului 1999, adică până la formarea SA Moldova Gaz. Restul datoriilor s-au format în perioada de activitate a SA Moldova Gaz, din care 144,8 milioane de dolari pentru livrările din perioada 1999-31 decembrie 2017 și 394 milioane de dolari pentru livrările efectuate în anii 2011-2015, iar 37 de milioane de dolari reprezintă datorii curente aferente livrărilor pentru decembrie 2021. Analizele datelor prezentate de SA Moldova Gaz pe perioada 2011-2021 a permis identificarea următorilor factori principale ce au influențat neachetarea consumului curent al gazelor naturale. Prima, neachetarea consumatorilor pentru gazele consumate, care au însumat circa 1,5 miliarde de lei, din care 103 milioane reprezintă creanțe compromise de contate. Devierile tarifare aferente gazului consumat, circa 1,8 miliarde de lei, ca diferență între prețul inclus în tarif și prețul real achitat. Devierile tarifare aferente diminuirii tarifelor cu devierea pozitivă a valorii gazelor, 774 milioane de lei. Valoarea pierderilor supranormative a gazelor naturale, inclusiv cu suspiciuni de consum fraudulos, neacceptate de ANRE în scopuri tarifare, în sumă de 1 miliard de lei. Investiții nefondamentate de SA Moldova Gaz și neacceptate de ANRE în scopuri tarifare, 815 milioane de lei, din care clădirea SA Moldova Gaz 445 milioane, clădirea administrativă în municipiul Ungheni 20 de milioane. Cheltuielile ce nu țin de activitatea de întreprinzător, ajustate în scop fiscal, conform declarațiilor VEN, din întreprinderile din sistemul SA Moldova Gaz, care a constituit 1 miliard de lei. Cheltuielile aferente, diferențe între cursul de schimb al valutei și cursul oficial al BNM, 102 milioane de lei, neacceptate în scopuri tarifare în perioada anilor 2011-2014. Dobânzi și comisioane aferente creditelor neacceptate în tarif, 64 de milioane de lei. Cheltuieli pentru remunerarea muncii neacceptate spre recuperare prin tarif în perioada 2017-2021 în sumă de 246 milioane de lei. Managementul SA Moldova Gaz nu a utilizat pe deplin informațiile furnizate de auditurile anuale obligatorii care în perioada 2016-2021 s-au aflat în situația imposibilității exprimării opiniei cu privire la situațiile financiare ale SA Moldova Gaz, iar recomandările acestora în raport cu principalele constatări și deficienții ce au influențat baza pentru opinia de audit nu au fost considerate și implementate pe deplin de către persoanele responsabile de guvernanță. Astfel, sistemele și procesele de guvernanță și operaționale ale SA Moldova Gaz, inclusiv cele de luare a deciziilor, nu au asigurat o gestiune economico-financiară transparentă, conformă și profitabilă. Utilizarea mijloacelor circulante pentru efectuarea unor investiții și cheltuieli netransparente, neproductive, economic neargumentate și nejustificate, contravine principiilor de bună gestiune. Strategiile și planurile de acțiuni financiare și nefinanciare nu au contribuit la atingerea scopurilor statutare care să genereze efecte tangibile de diminuare a datoriilor SA Moldova Gaz față de SA Gazprom. Deși în ultimii trei ani se atestă o eficientizare a cheltuielilor și investițiilor efectuate de grupul SA Moldova Gaz, acestea nu sunt în măsură să elimine efectele gestiunii neconforme și ineficiente a patrimoniilor societății efectuate în perioada anilor 1999-2018. Reșit din cele expuse, Curtea de Conturi a decis remiterea raportului de audit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Finanțelor și Agenției Proprietății Publice pentru informare și implementarea recomandărilor din raportul de audit, Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru informare, luarea de atitudini și posibilă utilizare a informațiilor la implementarea politicii statului în domeniul de reglementare a sectorilor de gaze naturale, Procuraturii Generale pentru examinare conform competenței privind constatările expuse în raportul de audit. De asemenea, raportul de audit a fost remis pentru informare Parlamentului, Președintelui și Guvernului Republicii Moldova, precum și SA Moldova Gaz. Din 5 recomandări înaintate autorităților publice centrale, o recomandare a fost deja implementată de Ministerul de Finanțelor, ce ține de aprobarea regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat pe hotărâre Guvernului numărul 70 din 14 decembrie 2022. De asemenea, la 12 ianuarie 2023, Centrul Național Anticorupție a informat despre examinarea sesizării remise de Procuratura Generală cu privire la raportul de audit. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, domnul Șterbuș, și mulțumesc enorm de mult echipei de la Curtea de Conturi. Apreciem foarte mult efortul pe care l-ați efectuat în ultima perioadă și ați dat curs, intenție Parlamentului de a efectua acest audit. Eu, sincer, nu știu de unde să încep, pentru că sunt un mormânt de probleme.
Dar desigur, până să trecem la discuție, dar și la opiniile instituțiilor de stat, ar fi bine să vedem o opinie din partea Moldovagaz, care este, știu, răspunsul dumneavoastră la aceste constatări și dacă ați început să remediați anumite aspecte care au fost enunțate. Și apoi o să trecem la întrebări. Mersi. Bună ziua! Sunt Vadim Ciban, președintele Consiliului de Administrație al ESA Moldovagaz. În primul rând am vrut să menționez că în perioada de audit, în perioada anului 2022, din ianuarie în noiembrie, am avut o conlucrare foarte bună cu echipa Curții de Conturi. De fapt, majoritatea constatărilor și cele care am putut să remediem pe parcursul anului 2022, noi le-am corectat. De fapt, majoritatea a fost remediate. Dar aici trebuie să, pentru asta și mulțumim echipei de audit, trebuie să divizăm, domnul președinte, perioada de verificare între 2017-2019, respectiv 2019-2021. Deci sunt două etape distincte, pentru că noi putem răspunde, eu personal cu echipa pot răspunde începând cu perioada din septembrie 2019-2021, inclusiv până în ziua de astăzi, pentru că majoritatea constatărilor a echipei de audit vizează activitatea până în 2019 septembrie. Cu unele constatări care, evident, se reflectă și asupra perioadei 2019-2021, dar aici trebuie de menționat că majoritatea investițiilor și respectiv deciziilor aprobate la nivel de Consiliul de Administrație vizează perioada anterioară controlului. Eu cred că voi merge pe fiecare constatare așa ca să fie clar care este poziția noastră sau în general să mulțumesc? Putem să facem așa. Eu am văzut patru blocuri de mari probleme. Unul, e vorba de investiții și cheltuieli neconforme și dubioase. Asta e un subiect major. A doua ține de datoriile invocate de Gazprom și cumva cotele părți, care au fost, diminuarea cotei părți a Republicii Moldova. A treilea subiect ține de rețeaua distribuției, faptul că 65% aparțin Republicii Moldova, dar de fapt sunt administrate de Moldova Gaz. Și a patrulea ține de pierderile în rețea, care efectiv duc și la tarif majorat. Știu că s-a redus aceste pierdere, dar poate aceste patru subiecte fundamentale să ne expuneți o poziție, pentru că cu siguranță nu avem timp să discutăm pe fiecare constatare. Mersi. Eu vă mulțumesc, într-adevăr. Pe blocul de investiții, nu am menționat toate obiecțiile și comentariile noastre, am menționat într-o scrisoare de opinie la Curtea de Conturi, am menționat acest lucru în cadrul și ședinței în plen. Cred că sunt și anexate în materialele prezentate la Parlament, dar succint. Ce ține de investiții care n-a fost aprobat de către ANRE în valoare de 815.796.000 de lei. Aici tot trebuie de divizat. Sunt investițiile care noi prezentăm la aprobare la ANRE ca având o obligațiune de serviciu public și sunt investiții care sunt aprobate la nivel de Consiliu de Observatori. Pentru că Moldova Gaz, în afară de activitățile de reglementate, mai are și activitatea comercială. Și are și rentabilitate din activitate ca furnizor și rentabilitate din activitățile conexe cum ce vizează întreprinderile afiliate, distribuție, transport. Este rentabilitate la active, pentru așa se reglementează la noi. Și respectiv aceste surse pot fi îndreptate la decizia acționarului încolo unde acționarii consideră necesar. Dacă din aceste sume, iată cum a fost constatat în perioada respectivă, eu vreau să menționez un lucru. 54,6%, adică 445,6 milioane lei, acestea sunt investiții în clădire, la care eu mă opri ulterior, care nu a fost aprobat de către ANRE, cred că așa a fost abordarea la nivel de regulator, să nu fie aprobate. 16,2% sunt investițiile în sistemele informaționale, cum noi avem sistemul sau programul informațional Billing, Oracle CCMB,
care astăzi această sistemă deservește sau este menită să deservească circa 770.000 consumatori și eu consider că aici trebuie o abordare mult mai diferită din partea regulatorului, pentru că acest sistem chiar costă atât cât a fost investit, pentru că sistemele Oracle costă mulți bani și vreau să menționez că în România sau la nivel de Uniunea Europeană, tot ce vizează utilități, majoritatea sunt pe sistemul Oracle. De aceea aici faptul că nu a fost acceptat de către ANRE, asta nu înseamnă că aceste investiții nu sunt necesare și nu sunt argumentate. Ba invers, deja în costurile de bază, anul acesta ANRE a recunoscut că trebuie să fie sau am început deja măcar de la licențe pentru acest sistem. 10,6%, adică circa 87 milioane lei sunt gazoducte magistrale, interurale și din interiorul localităților. Deci noi activitatea pentru întreprindere de distribuție, activitatea de bază este dezvoltarea rețelelor și respectiv întreținerea rețelelor și chiar dacă nu a fost aprobat, în opinia de către Andrei, în opinia noastră, noi am adus, adică Moldova Gaz, nu mă refer la perioada nemijlocită a mea ca președinte, a adus gaz natural către consumatori și noi considerăm că aici trebuie să fie o evaluare încă o dată din partea agenției, pentru că până la urmă chiar luăm raionul Nisporeni, acolo consumul a fost majorat esențial și rentabilitatea investiției, dacă chiar calculăm după indicatori de bază cum este valoarea actualizată netă sau rentabilitatea sau perioada de recuperare investiției, acolo sunt la nivel destul de înalt. 5,2% sunt investiții sau 42,2 milioane lei sunt investiții în sisteme de evidență și chiar colegii de la grupul de audit au arătat graficul privind micșorarea pierderilor. Anume, aceste sisteme de evidență ne-au ajutat să micșorăm pierderile în perioada respectivă. Faptul că nu a fost acceptat de către regulator, acest lucru nu înseamnă că aceste investiții nu au fost argumentate și nu au fost necesare, cum a fost menționat. Ce ține de nemijlocit pe investiții, acest lucru am vrut să menționez, că aici trebuie o analiză, eu consider, la nivel de regulator mai profundă. Ce ține de atât sisteme de evidență plus sistemele informaționale. Ce ține de clădire? În 2009 a fost începută construcția. Atunci a fost divizul aprobat la nivel de 230,9 milioane lei și construcția a durat aproape, practic, 10 ani. În 2005 a fost aprobat primul proiect, schiță de proiect, s-a început proiectarea, dar din 2009 s-a început construcția. În perioada aceasta, și acest lucru vreau să menționez, că indicele lucrărilor de construcție, acum nu intră în detalii ce a fost acolo în document și așa mai departe, despre care tot voi vorbi. Indicele anume lucrărilor, prețurilor la lucrările de construcție și montaj a crescut cu circa 2,1. Dacă avem în vedere că s-a majorat și suprafața a clădirii cu 732 de metri, adică avem coeficient de 1,06, atunci valoarea de diviz la costurile din 2018 constituie 514 milioane lei. Dacă înmulțim valoarea de viz din 2009 la coeficient de creștere a indicelor prețurilor lucrărilor în construcție și înmulțit la creșterea suprafeței. În 2018 a fost efectuată evaluarea acestui activ, când a avut loc tranzacția aceea prin care Moldova Gaz a vândut această clădire către Flacăra Albastră la întreprinderea înrudită. Evaluarea acestui activ în 2018 a arătat o valoare de 544 milioane de lei. Astăzi, eu sunt ferm convins că valoarea acestui activ este la nivel de 25-30 milioane de dolari și poate fi valorificată la discreția acționarilor. Ce ține de neacceptare către ANRE, încă o dată, aici trebuie să avem în calcul că noi activăm în cadrul de reglementare și eu consider că nu este just și corect ca la unele întreprinderi care activează în sectorul energetic, investițiile și uzura
în clădiri e acceptată, dar pentru Moldova Gaz nu este acceptată. Dacă este vorba despre cheltuieli și cum au fost efectuate aceste achiziții, pentru că pentru noi a fost tot o suspiciune foarte mare, prin 70 de milioane de lei, 70 ceva de milioane de lei, divizul crește cu 80%. Pentru noi acest lucru a fost suspect și noi chiar în 2019 am adresat singur la CNA pentru a verifica acest lucru și acolo încă nu avem rezultat. Ce țin de materiale care au fost în încăperea aceea de la Chișinău Gaz, de la strada Albișoară 38, la fel, noi suntem gata să contribuim tot ce avem, toate materialele și documente care sunt la dispoziția Moldova Gaz și respectiv întreprinderilor afiliate, suntem gata să le prezentăm la organele de urmărire penală, pentru că deja este pornit dosar penal, pentru a clarifica această situație și cum, unde au dispărut aceste documente. Ce ține de următorul aspect de achiziții? Toate procurările și achizițiile acum la moment au loc prin procedura M-Tender și această sistemă este deja larg utilizată de către întreprinderile, în primul rând de către Chișinău Gaz și Moldova Transgaz, pentru că ei au cea mai mare valoare de achiziții. Eu nu vreau să mă opresc la un aspect care este specific și distinct la toate întreprinderile reglementate, pentru că când se efectuează o verificare permanent și regulatorul, eu fără critică, fără nimic, doar o constatare ca economist, permanent la achiziții se ia, dacă cumpărăm valoare de import a anumitor materiale, permanent se încalcă valoarea în vamă. La valoarea în vamă încă se calculează foarte multe cheltuieli. Sunt impozite, sunt cheltuieli de logistică, sunt cheltuieli a distribuitorului, dacă vorbim de distribuitor, și plus este o anumită rentabilitate, marjă de rentabilitate. Evident, dacă sunt marjele de rentabilitate foarte mari, aici trebuie să fie organele să verifice, pentru că vizează o rentabilitate exagerată. Dar care este nivelul de limită de rentabilitate? 20-30%, 40% cu toate cheltuielile, nimeni nu poate spune. Nu este așa în cadrul achizițiilor ca să noi să reglementăm această rentabilitate. Este suma care este aprobată la nivel de buget, la nivel de acționari, este suma care este coordonată cu regulator și în limita acestei sume noi anunțăm planul de achiziții. Și planul de achiziție, respectiv, acolo participă antreprenori care pun anumite prețuri. Dacă unul a adus cu rentabilitatea 20%, dar altul a adus cu 50%, dar sunt încadrat în limita bugetului, atunci asta este activitatea business. Aici nu putem noi să verificăm de unde aduce și cum aduce. Principal coincide cu etul de sarcini. Ce țin de achiziții care s-a menționat de la unica sursă și respectiv fără desfășurare organizarea concurselor aferente. Majoritatea din aceste sume, din 47 de milioane, în perioada verificată, vizează așa fel de achiziții. În primul rând, autoturisme, circa 12 milioane de lei, dar autoturisme sunt procurate de la dealer oficial. Și ultima perioadă noi practicăm trading. Și luăm toate autoturisme în leasing. Și respectiv, aici ce ține de echipele de avarie, adică mijloacele de transport pentru deservire sau pentru serviciu de avarie și așa mai departe, ele au loc prin concurs. Restul nu este o restricție să procurăm direct de la dealer dacă ne încadrăm în buget. Și vă asigur că sunt prețurile la nivel de piață. Biletele avea, servicii hoteliere. Cum putem face concurs la biletele avia și servicii hoteliere peste hotare? Pe urmă, produse petroliere și aceste produse petroliere nu sunt la valoare de achiziție anuale, dar sunt ocazionale, nu sunt permanente. Mobilă, de exemplu, serviciile de pază am prelungit contractul, dar contractul a fost prelungit la condițiile de piață, nu a fost încălcată nicio procedură. Ce ține de cheltuielile de juridice? În 2019 noi am anulat contractul de consultanță care a fost cu o companie și respectiv noi nu mai practicăm contracte de servicii juridice pe bază de abonament.
deci cum a fost atunci. Doar dacă sunt anumite nemijlocit solicitări sau anumite litigii care implică necesitatea angajării unor companii separate. Eu n-aș fi de acord cu o constatare și am menționat acest lucru și cred că să mă înțelegeți, când are loc un litigiu internațional, eu vă asigur că niciun jurist din cadrul direcției juridice, nici din cadrul guvernului, nici în cadrul unei întreprinderi nu va deplasa permanent la New York și va sta acolo pentru apărarea intereselor. În primul rând, nici nu va fi acceptat acolo. Pentru aceste servicii noi angajăm companii specializate. Iată, am avut un litigiu împreună cu statul ce ține de o companie, Gator Assets. În 2021 noi am câștigat apelul. Dacă noi atunci n-am fi schimbat avocatul nostru la New York, care era dintr-un raion din Brooklyn și care nu avea niciun rating, și care, la care angajarea căruia noi avem foarte mari suspiciuni de către conducerea anterioară Moldovagaz. În 2019, dacă n-am fi schimbat și nu am fi luat o companie, cum vă spun chiar numele, Molo Lampkin, care intră în primele 10 companii juridice din lume, noi n-am fi câștigat acest dosar. Și atunci aveam să prejudicăm compania și statul cu 32 de milioane de dolari. De aceea eu consider că 32 de milioane de dolari versus 8 milioane de lei, eu cred că merită aceste investiții și câștig de cauză. De aceea aici noi putem să prezentăm mai multe detalii și colegii de la echipa de audit cred că sunt și de acord cu constatările noastre. Ce ține de un lucru important și la investițiile mă opresc. Deci, în 2019-2021, procentul de aprobare a investițiilor de către ANRE este la nivel de 93%. Deci noi nu admitem acum la moment ca investițiile să nu coincidă cu cele aprobate de către ANRE. Și la noi buget tarif, buget ce este aprobat la nivel de Moldova Gaz și tarif, care e aprobat de către ANRE, adică sursa de investiții din tarif, la noi practic coincid. Și aceste investiții care nu sunt aprobate tot vizează uzura la clădire, plus program informațional billing, din care considerăm că aici trebuie să mai lucrăm cu regulatorul și punem punct. Și sistemele de evidență a gazelor naturale. Noi avem încă problemă și vedeți ultima perioadă, foarte multe solicitări din partea consumatorilor. Nu avem acces la sisteme la dispozitive de citire a datelor a contorului. Și bine că noi salutăm decizia Ministerului care a pus în strategie din 2025 toate contoarele trebuie să fie inteligente și respectiv dispare această problemă, dar noi deja implementăm acest lucru și investițiile acestea nu sunt aprobate. Cu păreri de rău, dar acest lucru ne ajută să micșorăm pierderile. Ce ține de consum fraudulos la care s-a făcut referință și cu legii de la Curtea de Conturi, încă o dată, dacă sunt aceste cazuri, noi suntem gata primii să prezentăm toată informația organelor de drept ca să elucidăm aceste cazuri și respectiv persoane să răspundă, dacă sunt implicați din partea colaboratorilor noștri. Următoarea, ați spus despre datorii. Eu, sincer, vreau să vă spun un lucru ca și o constatare. Nu cred că e cazul ca Moldovagaz să răspundă astăzi, cum managementul de astăzi să răspundă pentru cum a fost creată această companie în 99. Noi n-am fost acolo și pentru mine e foarte greu să fac anumite concluzii și declarații referitor la oameni foști prim-ministri care au participat la acest proces, care sunt deja nu sunt unii, nu sunt în viață, care au participat în perioada de creare a Moldova Gaz, dar sunt anumite acorduri semnate la nivel de guvern și Gazprom. În 2000, ca un exemplu, ca să fie clar poziția noastră, în 2009 a fost preluarea datoriei de către guvern. A fost procurată datoria aceasta creanța aceasta a fost cumpărată de către guvern de la Gazprom prin emiterea cambiilor. Deci în 2000, dacă a fost procurat la nivel de emisie cambiul la nivel de 90 de milioane de dolari și a fost aprobată legea specială
privind reglementarea datoriilor în sectorul energetic și asumarea unor datorii de partea Guvernului pentru instituțiile bugetare și întreprinderile termoenergetice energetice care aveau datorii față de Moldova Gas, eu cred că la etapa aceea trebuia să fie abordată problema cu cotele de participare și respectiv, aprobând această lege, Guvernul, statul a recunoscut aceste datorii, inclusiv cele care au fost formate până în 99 și după 99. Ce vizează datoriile vorbind din... pentru că astăzi, dacă constatarea așa merge, eu nu vreau să expun prea mult, dar asta înseamnă revizuirea rezultatelor privatizării. Asta înseamnă acest lucru, pentru că dacă revizuirea cotelor de participare, asta înseamnă că revizuirea rezultatelor privatizării. Pentru că Moldova Gas a fost creată astăzi, atunci, la baza inclusiv legii cu privire la privatizare. Astăzi Moldova Gas nu este pasibilă privatizării, eu nu știu cum va fi aici o decizie, deci aici nu vizează pe noi. Ce ține de datoriile care au fost create după perioada 2007-2011, acolo majoritatea acestor datorii a fost din cauza neacătării de către întreprinderi termoenergetice, în primul rând Termoelectrica, Termocomul și CET Nordul. Și 2011-2015, perioada de pur de reglementare. Și vă spun, atunci au fost deciziile luate inclusiv de către regulator, având anumite aspecte politice, pentru că prețul atunci a crescut foarte mult și politic nu s-a dorit să fie majorate tarife. Eu vă spun cum este. Și acumularea acestor datorii sunt factori care mai mult sunt în zona de reglementare. Ce ține de nemijlocit pierderile, la ultimul aspect care vreau să menționez, eu nu știu, dar cred că Republica Moldova este unica țară în lume care, într-o noapte, normativele de pierderi se micșorează de 3 ori în baza unei decizii a regulatorului. Cred că acest lucru nu este just și nu este vinovat întreprinderile de distribuție Moldova Gas. Și aici este un moment care va fi un risc foarte mare și cred că și pentru Parlament trebuie să aveți în vedere că astăzi avem alte întreprinderi de distribuție. Astăzi noi procurăm pentru pierderile tehnologice gaze naturale la preț de care este introdus în tarif, adică e vorba de circa 980 de dolari, dar în tarif prin ce recuperează întreprinderile de distribuție, adică de la consumator, sunt 3.300 de lei. Diferența este foarte mare. Din cauza aceasta, noi avem o situație care, de exemplu, vizează Rotalengaz, care deja astăzi are datorii pentru luna decembrie și nu are resursa de achitare pentru față de noi, circa mai mult de 24 milioane lei. Și este o problemă foarte mare, pentru că în cazul acesta, în mod clasic, pentru Rotalengaz trebuie să fie aprobat alt tarif de distribuție, având în vedere costurile la care îi cumpără gaze naturale. Bine, noi în interior, eu finalizez, în interior noi avem pierdere de circa mai mult de 600 de milioane de lei pentru 2021, doar din cauza aceasta, pentru întreprinderea de distribuție. Dacă pe parcursul anilor aceste întreprinderi au fost rentabile, anul trecut noi deja constatăm prima dată în 10 ani că aceste întreprinderi au pierdere peste 600 de milioane de lei din cauza anume acestui fapt. Și încă un moment. În 2022, de la 1 miliard de metri cubi, noi avem reducerea consumului și volumelor de distribuție de la 1 miliard până la 800 de milioane. Deci procentul de care este aprobat astăzi la nivel de 2,6 sau cât acolo 2,6%, pierderile vor crește în 2022 peste 4%. Deci vedem că este o problemă și problema e destul de mare și eu nu știu cum va fi rezolvată la nivel de reglementare. Dar ce vizează Moldova Gas? Din 54 de milioane noi am redus până la 21 de milioane de lei de metri cub pierderile în rețele distribuție. Eu cred că aceste investiții raportate la nivelul de economisire a pierderilor, eu cred că sunt argumentate. La care a făcut referință Curtea de Conturi. Acestea fiind spuse, eu mulțumesc.
Da, vă mulțumesc mult, domnul Ceban. Deci noi avem, suntem la o oră și 11 minute. Cred că putem să avem încă o oră de discuții și dezbateri, dar ok, până să începem cu întrebările și poate contribuții la alte instituții, domnul Petru Rotaru vrea să adaug ceva de foarte suficient, vă rog. La cele ce mai sus a vorbit domnul președinte, domnul Ceban, doar câteva concretizări ca să nu... Scene de investițiile care au fost făcute și, și în ședința publică noi am discutat despre faptul că ele nu, ca intenții nu erau pentru a fi aprobate în tarif, adică ca investiții, deci adică nu s-a insistat pe aceasta. Cu toate că noi am văzut în cadrul Andreului când am analizat că exista o cerere privind includerea acestora în tarif. Asta este prima și totodată se vorbește despre beneficiile sau profitul care îl are Moldova Gaz, care poate și-și permite și acopere asemenea tipuri de investiții, doar că noi vedem efectul final a activității, în sensul în care perioada cât a fost implementat acest proiect investițional, datorii față de Federația Rusă, față de Gazprom, erau în creștere. Adică asta cumva nu ține ca argument. În ceea ce privește cheltuielile juridice cu companiei internaționale care a fost antrenată în litigiu internațional, noi nu am avut obiecții, aici erau vorba de 17 milioane de lei, care au fost achitate, chiar nu le-am menționat în raport. Noi vorbim de acel abonament care dumneavoastră ulterior l-ați reziliat, de 9 milioane care s-a achitat pentru aceste servicii, având suplimentar angajați în cadrul instituției. Totodată și ține de consumul sau dinamica pierderilor în rețea, dumneavoastră spuneți că peste noapte s-a modificat, ok, sunt anumite proceduri tehnice care trebuie să le discutați cu Andreu, însă noi am analizat din perspectivă și am purtat în raport pierderile efective, de la 54 de milioane până la 26, adică noi vedem un trend negativ și asta este benefic pentru dumneavoastră, pentru consumatorul final, dar totodată trebuie să vedem aici problema, nu în faptul că devie. Noi am punctat pe trendul care a fost unul negativ, dar în 2011 54 de milioane și în 2021 26 de milioane metri cubi pierdere în rețea. Asta am vrut să punctez. Mulțumesc! Da, mersi mult. Eu vreau totuși să încep cu o primă întrebare. Dacă spuneam, sunt patru blocuri de subiecte, de constatări importante și vreau să mă refer un pic la construcția acestui sediu. Mi se pare o situație pur și simplu ieșită din comun, faptul că au dispărut aproape toate documentele, da, corect? Ele au fost găsite într-o cameră la Chișinău Gaz, corect? Și vreau să înțeleg cum, dacă Moldova Gaz știa unde sau am înțeles că dumneavoastră ați spus că sunt la procuratură, procuratura pe urmă a spus că nu sunt la ei, deci cum dumneavoastră cunoșteați că documentele au fost, au dispărut, au existat niște consecințe, a fost dat cineva afară, înțeleg că este un proces penal, dar vreau să ne spuneți dumneavoastră dacă știați de această situație și ce s-a întâmplat, care au fost consecințele. Noi n-am știut că aceste documente sunt dispărute până când nu a fost comunicare din partea echipei de audit. Și când s-a solicitat de către echipa de audit, Curtea de Conturi, expertiza tehnică a acestor lucrări la clădire. Scuze, expertiza tehnică a ce? La clădire, pentru că da. Pentru a vedea că ce materiale au fost în deviz și ce în final a fost efectuat și la ce preț, trebuia să fie efectuat de către ASET o analiză. Și atunci am aflat că aceste documente nu sunt, dar noi n-am avut acces la această încăpere, pentru că încăperea a fost sigilată cu reprezentanți de către organi de control și după cum eu am fost informat, de către reprezentanții mei, pentru că cu poliția se sigilează. Mai departe, deja, cred că organele trebuie să clarifice. Da, dar oamenii care s-au ocupat sau erau responsabili de documente la construcție, ei mai lucrează? Da, mai lucrează, ei au semnat aceste documente că au predat. Păi cum tolerați oamenii care fac așa ceva, neglijență să mai lucreze? Pentru că încăperea a fost sigilată. Documentele au fost plasate acolo de către reprezentanții organelor care au ridicat documente. Ele se plasează acolo și sigilează. Noi n-am avut acces la această încăpere.
Persoanele au dat prin semnătură că a prezentat acest document. O parte a fost dusă la CNA, o parte a rămas în această încăpere. Deci noi n-am avut acces efectiv la această încăpere. Și eu sunt, am verificat inclusiv prin camere video dacă a avut cineva acces, n-a avut nimeni niciun acces la această încăpere. Încăperea a fost sigilată, era sigilul. Eu vreau să știu cumva și cu organele, procuratura să ne spună, la procuratură este cazul sau la CNA? Dacă puteți să ne spuneți dacă s-au făcut niște investigări, nu știu, poate nu știu dacă e corect să dăm detalii ale anchetei, dar să ne spuneți, nu știu cât de avansată este, dacă, sau când o să fie un rezultat, să înțelegem, pentru că aici sunt semne de fraudă, evident, cineva, putem să cumva să intuim foarte ușor, cineva pur și simplu a distrus documentele pentru că e fraudă. S-au umflat cheltuielile, s-au furat bani? Bună ziua! Bună ziua! Mă numesc Ghenadi Părlii, sunt procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale și vreau să vă informez că materialele respective sau documentele respective au fost ridicate în cadrul unei cauze penale care a fost sau care este instrumentată de către PCC. Deci, nemijlocită acțiune despre care se vorbește astăzi, deci a fost efectuată de către un procuror care nu mai activează, dar aceste deci, circunstanțe deci, care au dus spunem așa, cazul care a descris, ele acum sunt investigate. Deci noi chiar nu vă putem da multe detalii, că vrem să înțelegem tot, deci, toate acțiunile care au fost efectuate și persoanele care au fost implicate. Și ați înțeles? Aveți această înțelegere acum? Desigur, noi examinăm. Da, e important și pentru societate și pentru noi să fie cât mai multă claritate. Pentru că da, Moldova Gaz cumva nu este o întreprindere de stat, statul are o cotă minoritară, dar este o întreprindere strategică pentru doar să vă comunic țară și nu putem să admitem că astfel de lucruri se întâmple. Eu, dacă îmi permiteți, mi-am adăugat, da. Doar să remarc că de acest caz, acum la moment, deci, se ocupă alți procurori, deci au fost dispus altor procurori. Deci, persoanele care au fost anterior pe cauza penală respectivă și nemijlocit și de cazul care ce ține de rupere sigilurilor și așa mai departe, deci, se ocupă alți procurori. Da, mersi. Eu o să am a doua întrebare și apoi o să rog colegii, alte reprezentanți la instituții, experți, să ridice mâna, să expună eventual în rău, că sunt mai multe mă rog, informații referitoare la Anrio să expună. Deci eu vreau să mă refer acum la situația în jurul datoriilor invocate de Gazprom către malul drept și patrimoniul. Deci, ca să înțeleg, în 2008 au fost reevaluate activele și investiții făcute de Guvernul Republicii Moldova la 3,6 miliarde lei, 3,36, mă scuzați. Asta e 325 de milioane de dolari la cursul valutar de atunci. Deci, această sumă a fost trecută în contul Moldova Gaz, deși, în mod normal, să-mi spună curtea de conturi, dacă am înțeles corect, ea trebuia să fie trecută ca și contribuție a statului Republica Moldova în capital social sau ca datorie către APP. Deci, corect am înțeles. Ca să precizarea să fie clară, conform hotărârii Guvernului, când s-a inițiat fondarea SA Moldova Gaz în anul 99, obligațiunea era să fie efectuată reevaluarea patrimoniului depus în capitalul social la prețuri mondiale de către companie internațională în domeniu, ceea ce nu s-a efectuat până la moment. Adică, intenția care a fost în 99 până în prezent nu este dusă până la capăt. Reevaluarea patrimoniului în aceste condiții nu s-a efectuat. Moldova Gaz, efectuând evaluarea patrimoniului în 2008, l-a diferențiat în patrimoniul depus în capitalul social și cel care a fost mijloacelor fixe procurate după 99 de către întreprinderile sub ordine. Adică a existat această diferențiere acestor mijloace fixe. Respectiv, cu aceste mijloace fixe care au fost concomitent depuse la fondarea întreprinderilor din subordinea sa Moldova Gaz, ele au fost reflectate ca investiții. Noi credem că această situație trebuie să fie reflectată mot-a-mot și ca pentru APP.
fiindcă dacă s-a efectuat această reevaluare și s-a constatat că valoarea patrimoniului depus este cu 3 miliarde și ceva mai mare decât valoarea ei când s-a depus în capitalul social, înseamnă că trebuie să fie luate deciziile respective. Mai mult decât atât, noi avem o hotărâre a adunării generale acționarilor a SA Moldova Gaz din 2002, mai multe decizii a Consiliului de Observatori, în care se ia act de hotărârea curții din 2002 și se pune în sarcina organului de conducere al Moldova Gaz să efectueze această reevaluare. Dar problema a constat că reevaluările s-au efectuat conform metodelor diferite, pe malul drept și pe malul stâng, și nu toate nu au fost preluate în evidența contabilă. De exemplu, în 2004 am înțeles că s-a efectuat totuși o reevaluare, dar ea tot nu a fost reflectată în evidența contabilă, doar aceea din 2008 a fost reflectată în evidența contabilă a SA Moldova Gaz. De aceea, APP trebuie să, în primul rând, să execute prevederile hotărârii de guvern, să inițieze această reevaluare, iar reevaluarea efectuată de către Moldova Gaz arată cât de mult a fost diminuat acest patrimoniu. Deci, în mod normal, APP-ul, adică statul, trebuie să revendice această sumă ca și datorie către stat. Ok, deci asta este are implicații fundamentale pentru tot ce înseamnă auditarea datoriilor. Mai sunt câteva aspecte aici, pentru că în raport se spune că datoria invocată de Gazprom se relevește de cumva de un mare risc de neveridicitate. Ați spus că toate auditele contractate de Moldova Gaz s-au soldat cu refuz de opinie. Nu au fost semnate acte de verificare a datoriilor în perioada 94-97 și 2005-2016, așa cum prevede legea contabilității. Acum noi avem o situație în care Gazprom vrea datoriile, dar nu a semnat un document care să le confirme. Și deci acum datoriile invocate de ei sunt la cât? Aproape 600 de milioane? Colegi, dacă puteți să ne spuneți? 700? Ok, deci eu înțeleg că dumneavoastră a spus, domnul Ceban, că trebuia atunci, în 2008-2009, și dacă înțeleg corect, dumneavoastră a fost și membru al Consiliului de Observatori în perioada 2008-2009 și 2010-2015, corect. Ce a fost, a fost, dar totuși vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în primul rând, dacă vă se par corecte aceste constatări și dacă, într-adevăr, statul totuși trebuie să-și revendice aceste lucruri și dacă sunteți de acord cu constatările. Asta este întrebarea către dumneavoastră. O întrebare față de domnul Sergiu. Spuneți, vă rog, când are loc reevaluarea activelor, este obligatoriu să fie creștere de capital, capital social? Nu, așa o întrebare. Este obligatoriu acest lucru sau nu? Noi vorbim despre faptul că nu s-a executat o prevedere a hotărârii de guvern care este baza pentru determinarea acționariatului SA Moldova Gaz până în prezent. Da. Noi despre aceasta, în primul rând, vorbim. Când nu s-a implementat acest aspect, există foarte problematic să se respecte drepturile de vot în această companie la moment. Asta este o situație care trebuie să fie dusă până la capăt. Ce ține de modalitățile de evaluare a mijloacelor fixe, ele sunt reflectate în standardele de contabilitate. Ceea ce dumneavoastră ați efectuat, le-ați considerat că acest patrimoniu reprezintă proprietatea dumneavoastră și le-ați reflectat la majorarea capitalului, până la unul capitalului propriu a dumneavoastră, cu această majorare, și ce v-a permis să diminuați acele pierderi în diferențele din curs valutar, care permanent dumneavoastră aduc la diminuarea capitalului propriu și acum el este negativ. Eu doar o constatare. În primul rând, activele acestea aparțin Moldova Gaz, nu a statului. Asta este. Când au fost efectuate evaluarea acestor active, aceste active aparțin companiei Moldova Gaz și nu a APP. Asta este o concluzie, trebuie să fie foarte clar. Ei sunt la bilanța companiei, nu sunt la bilanț la APP. APP are la bilanț acțiuni, nu are active, gazoduct și așa mai departe. Când s-a făcut reevaluarea activelor în 2008, anume cu considerentul că să fie ajustate valoarea acestor active la prețuri de piață. Și anume compania și-a ajustat. Asta nu numai decât, și nu că numai decât, asta înseamnă că valoarea acțiunilor a crescut la toți. Și la Gazprom, și la APP,
și respectiv la Transnistrie, la Comitetul de Administrare Patrimoniului din stânga Nistrului. Și acest lucru este, trebuie să fie foarte clar aici, că nu a fost scopul că să fie majorat capital social. Dacă avea depus diferența din revaluare, avea să fie depus în capital suplimentar, vorbesc deja contabil, atunci acționarul putea să decide că această diferență să fie reflectată în majorarea de capital și respectiv majorarea valorii sau nominalului acțiunilor care au fost emise. Acest lucru nu a fost scopul să fie acest lucru. Și ce spuneți despre audit la etapa de fondare? Iată, la etapa de fondare este un moment omis de către guvern, de către stat. Atunci trebuia de făcut reevaluarea. Când activelor și atunci trebuia stabilită cota. N-a făcut statul, dar s-a înregistrat compania. Deja, îmi cer scuze, trenul s-a dus atunci, în 99. Cu păreri de rău, asta e constatarea. Bun, astea sunt investițiile statului Republica Moldova. De asta spune așa. Acum, dumneavoastră, doar o ultimă întrebare și apoi domnul Tofilat. Deci, când ați fost membru Consiliului Observator, nu vi s-a părut cumva firesc atunci că trebuia statul să-și revendice acest sumă? Sau? Nu, pentru că compania a făcut revaluarea activelor în baza inclusiv legilor atunci la etapa aceea care a avut loc, pentru că nu a făcut doar Moldova Gaz, a făcut și CET 2 și CET Nord revaluarea activelor. Și respectiv pentru a majora, pentru inclusiv, cum a spus domnul Șterbu, inclusiv pentru a acoperi aceste diferențe de la curs valutar la datorii. Și acest lucru este contabil și fiscal absolut legal. De aceea nu am considerat că ceva o încălcare, pentru că atunci era problemă cu, vă spun, în 2011-2015, problema cu datoriile la Termocom. Noi atunci ne-am ocupat mai mult cu reglementarea acestor datorii și vreau să vă spun că la etapa aceea deja era și propus un instrument împreună cu Banca Mondială, așa numit Partial Credit Guarantee, prin care noi trebuia să recuperăm datoriile termoelectrice. Lucru care a avut loc în 2021 noiembrie, prin mare majoritate. Da, mersi. Specific la acest subiect cu reevaluarea. Întâi de toate să facem diferența între reevaluarea în scopuri contabile, asta e una, și în scopuri tarifare cu totul altceva. La capitolul acceptarea reevaluării în scopuri tarifare am făcut și un proiect de lege în 2021, fiind încă la președinție. Faptul că întreprinderea își reevaluează patrimoniul, crește valoarea lui, nu înseamnă că se acceptă creșterea uzurii să fie pusă pe spatele consumatorilor. Am analizat și m-am axat pe practica europeană. Deci lucrul ăsta nu se admite în marea majoritate a cazurilor. Reprezentanții Curții de Conturi atrag atenția la faptul că la fondarea Moldova Gaz, vorbim de hotărârea Guvernului 1068 din 98, din octombrie 98, în punctul 3 era menționat că în următorul an, în 99, Departamentul Privatizării va efectua reevaluarea activelor, pentru că a fost acceptată o valoare preliminară. Și reevaluând activele, probabil s-a aștepta o creștere de capital. Și atât din această creștere trebuiau stinse datoriile la gaz. Așa? Și s-au reevaluat cotele în patrimoniul întreprinderii. Acum, în situația asta, dacă în 2008 s-a făcut reevaluarea, principala întrebare constă dacă acționarii sau organele de conducere au acceptat rezultatele evaluării. Și de ce nu s-a executat prevederea în punctul 3 din hotărârea 1068 despre fondarea Moldova Gaz? Și eu am vagi bănuieli că fondatorii n-au acceptat rezultatele reevaluării. Sau poate aveți dumneavoastră un document confirmativ. Și când spunem că nu putem face nimic, există termen de prescripție. Și dacă noi spunem că nu putem, înseamnă trebuie să indicăm exact care articol, de care lege, ne spune că a fost omis termen de prescripție și nu mai putem face nimic. Domnul Șoicu, da, vă rog. Bună ziua, stimată audiență, domnule președinte a Comisiei Economie, Buget și Finanțe, stimați deputați, există în Republica Moldova, aici la noi, o vorbă foarte frumoasă care se repetă
mai des atunci când ne doare. Spune că un popor care nu-și cunoaște istoria nu are viitor. Eu parafrazez și spun, o ramură care nu-și cunoaște istoria nu are viitor. Ramura de gază trebuie, după mine, să aibă un viitor. Acest viitor, chiar dacă diferă, care viitor îl văd eu pentru ramura de gază și care viitor îl vede altcineva din această sală sau din afara sălii, astea sunt alte lucruri. Cred că să fiu iertat de nemodestie, nu știu dacă în Republica Moldova sau în această sală sau în afara sălii ar exista încă cineva care ar cunoaște această ramură cap-coadă, dacă cunoaște istoricul acestei ramuri care numim noi Moldova Gaz. Eu de ce intervin, domnule președinte, domnilor deputați, onorată asistență, pentru că până acum s-a vorbit mult, multe lucruri care au tangență la problemă, dar care nu sunt în fond. Haideți să vorbim cum a apărut ramura de gaz în Republica Moldova, eu pe scurt. Dacă îmi dați voie să mă întreb cam cât timp îmi oferiți la chestia istoric. Bun, la istoric, haideți 3-4 minute intervenția, sunt mulți, vă rugăm. Măcar 3-6 minute, dacă îmi dați voie, mersi. Ca să vă materializez. 3-4 minute intervenția și întrebarea, vă rog, domnul Șoito, sau opinia dumneavoastră, că sunt mult. Mersi mult. Marea problemă în Republica Moldova este că noi am fost dezagregați de la această ramură pe parcursul a 27 de ani și pentru prima dată, datorită actualului Parlament, a fost efectuat un audit despre calitatea căruia mă voi referi pe urmă, dar noi trebuie să cunoaștem istoricul. Cum a apărut această ramură în Republica Moldova? Ea a apărut în urma unui decret al președintelui Snegur privind naționalizarea patrimoniului respectiv. Cum s-a întâmplat? Că nici n-a fost efectuată o naționalizare pe bune, când dată persoane anumite directori de întreprinderi de gaze au fugit la Moscova fără să fie investiți cu acest drept, și alergau pentru a forma așa-numitul Gaznab Tranzit. S-a format acest Gaznab Tranzit în patrimoniul căruia sau în capitalul căruia n-a fost introdusă peste 270 de kilometri de gazoducte pe gazoductul transbalcanic. Acest segment care era pe teritoriul Republicii Moldova, Razdelnia Izmail, Ananev, Tiraspol Izmail și Shedecriu, aceste trei segmente care se află între Nistru și Prut, care intersectează teritoriul Republicii Moldova, în 95 n-au fost incluse în capitalul social. A fost inclusă doar ACB-ul, Ananev, Cernăuți, Bogorodiceni. Mai mult ca atât, acest contract de constituire a Gaznab Tranzitului n-a fost semnat de Ministerul Privatizării, pe atunci Cislav Ciobanu, prioritate căruia aparține. A fost semnat, iarăși, pe dindoasa, de către directorii întreprinderilor de la Tiraspol Transgaz și Moldova Transgaz. Dintre aceste considerente, hotărârea Guvernului 312 cu privire la formarea Gaznab Tranzitului n-a fost publicată în Monitorul Oficial, fapt care constată, din punct de vedere juridic, inexistența acestui Gaznab Tranzit. Ce vedem noi în anul 98-97 la formarea ESA Moldova Gaz, noi vedem că Gaznab Tranzitul vine
în spate, cu o caravană de gazoducte care nici n-a fost inclusă în capitalul social. Este o problemă extrem de importantă care trebuie investigată cu Procuratura Generală, cap-coadă, cu auditori, nu pentru o zi, nu pentru două, nu în raport de audit, cum o chema, analitico-diagnostic sau analitico-științific a Curții de Conturi, dar un audit pe bune să răspundă la toate întrebările. Eu la audit mă referi, dar aici trebuie să spunem foarte clar. Nu s-a făcut ceea ce trebuie de făcut. Ok. Da, mersi pentru opinie. Într-adevăr, auditul trebuie analizat și anumite aspecte care trăsesc suspiciuni de infracțiuni sau de rea intenții, desigur, trebuie transmise la procuratură. Noi o să facem acest lucru. Aș vrea să rog anumite instituții, Andreu, dacă poate să expună pe neacceptarea anumitor investiții, cheltuieli și, de fapt, care sunt consecințele neacceptării anumitor cheltuieli pentru întreprindere, pentru cumva sănătatea financiară a întreprinderii și pentru consumatori. Eventual, dacă vreți să răspundeți, să comentați la anumite aspecte la care a fost vizați. Mersi. Da, bună ziua tuturor, vă mulțumesc, domnul președinte, onorați domnilor deputați, onorată asistență, mă numesc Alexandru Ursu, sunt șeful Departamentului Gaze Naturale și Energie Termică din cadrul ANRE, deci aș dori să aduc aici unele comentarii și încerc să aduc și clarificare privind aspectele de care se ghidează agenția atunci când examinează și aprobă în scopuri tarifare investițiile sau planurile de investiții care sunt prezentate de către operatori. În speță vorbim aici din sectorul gazelor naturale. Deci, în activitatea sa, agenția se ghidează în conformitate cu prevederile legii 108, în aspectul ce ține activitatea investițională, de regulamentul privind planificarea și realizarea investițiilor. Acesta este un regulament care reflectă practicile bune din instituțiile de reglementare, atât la nivel european cât și internațional, care prevede cap-coadă, care sunt procesele, procedurile care trebuie să fie respectate de către operatori atunci când vin la autoritatea de reglementare cu solicitarea de a include careva obiecte de investiții în structura tarifelor. Și aici, dacă ne referim nemijlocit la acele constatări pe care le-a făcut echipa de audit pe marginea investițiilor care au fost efectuate de Moldova Gaz și nu au fost acceptate din tarif, după cum a menționat și domnul președinte, le-a grupat în câteva, să spunem așa, clase. Deci aș începe cu clădirea aceasta administrativă, în conformitate cu acel regulament la care am făcut referință, orice investiție în clădirile administrative trebuie să fie argumentată din punct de vedere al eficienței economice. Ori atâta timp cât la momentul când s-a solicitat includerea în tarifa acestei clădiri, Moldova Gaz avea cheltuieli de închiriere a spațiului pentru angajații din cadrul întreprinderii pentru care achita un 2,4 milioane, clar că când vine în proiect de investiții și se estimează sute de milioane, nu se poate argumenta această eficiență. Deci eficiența acestei investiții nu a fost nici prezentată la agenție, de fiecare dată când se solicita să se prezinte care este valoarea estimată a obiectului, niciodată nu s-a prezentat această valoare estimată, deoarece, nu știu, erau anumite carențe, cred că, la acest subiect. Deci, nu știu, nu pot comenta aici, domnul președinte a Comisiei, dar vreau să aduc raționamentul agenției. Deci nu a fost prezentată această estimare care era necesară în conformitate cu prevederile regulamentului. Și da, dacă nu uităm și la valoarea care a fost până la urmă finală a acestui obiect, devine clar că el nu era eficient. Referitor la aspectul ce ține de pierderile în rețelele distribuției, vreau să menționez aici că în 2010, când a fost aprobată această metodologie, ea nu a fost făcută peste noapte, a fost o metodologie la care au lucrat specialiști din domeniu, la care s-a ținut cont și de părerea experților internaționali. Urmare a neacceptării din partea operatorilor distribuției acestei metodologii a fost contestată în instanțele naționale. Au fost implicați, dacă nu mă înșală memoria, chiar și organizații internaționale care au analizat această metodologie, au fost implicați și experți internaționali care au analizat
prevederile metodologiei de calcul a pierderilor. Până la urmă a fost, Moldova Gaz a renunțat la acțiunea în instanță și a retras cererea, deci nu putem spune că nu este argumentată metodologia respectivă, deoarece metodologia prevedea modalitatea de calcul a pierderilor justificate din rețele. Cum ați menționat și dumneavoastră, a fost o încercare de a diminua pierderile care erau mai mari decât din toate țările din regiune și respectiv noi considerăm că până la urmă efectul acestei metodologii a fost unul pozitiv, deoarece și operatorii au intensificat acțiunile lor pentru a diminua aceste pierderi. Și vedem că dinamica, după cum s-a menționat și în raport, și vedem și noi în rapoartele care sunt prezentate de operatori, este extrem de pozitivă. S-au redus pierderile de la circa 60 de milioane care erau în 2010 până la 28 milioane în 2022, iar în 2021, cred că în 2022 cred că o să fie și mai mici. Referitor la celelalte aspecte ce țin de investițiile în softuri, la fel, softurile se trebuie argumentate din punct de vedere eficienței economice. Atâta timp cât nu se prezintă la reglementator efectul scontat al investiției și nu se calculează durata de recuperare, acum post factum, posibil că întreprinderea vede mai bine aceste rezultate, dar trebuie să vii și cu un plan, să vii cu niște cifre la momentul când solicită această investiție. Deoarece efectul economic, desigur că este influențat de valoarea de intrare. Și una este când investești într-un soft 100 de milioane și alta este când investești o cifră mai mică. Deci argumentarea cifrei inițiale, calculul eficienței economice nu a fost prezentat și respectiv agenția nu a reflectat aceste, nu a acceptat aceste investiții în scopuri tarifare. Asta este pe scurt raționamentul. Nu aș vrea să transform într-un ping-pong, pentru că nu cred că forul legislativ este locul potrivit. Putem să avem și o polemică, nu e strașnic, tot ok. Avem, deci, subiectul de pierdere, un întrebări extrem de important și eu cu să revin la el. Dar pe softul ăsta, 130 de milioane de lei atâta a costat? 130 de milioane. E o sumă enormă și Anria nu a acceptat aceste pierderi. Vreau să ne spun... O să le acceptat? Dar vreau să ne spuneți, colegi, la Moldova Gaz, ce cu softul ăsta? E extrem de scump. La ce îl folosește? Și, da, e sumă care îmi bace în ochi. Eu v-am menționat, nu e vorba, dar spuneți, vă rog, IT-ul cum se poate demonstra investiția? Iată, că este scump sau ieftin? E proprietate intelectuală? E scump, dar vreau să întreb, la ce îl folosiți, că să știm. 770 de mii de consumatori. E vorba despre coletare. Deci acest soft este divizat între furnizor și operator. Operator de distribuție. Toate datele care citirea datelor de pe contor, fiecare lună, se introduc în această bază de date pe fiecare consumator și respectiv aceasta imediat se duce la furnizor, pentru că citirea datelor de la contor are loc, adică citește doar obligațiunea este operatorul de distribuție, Chișinău Gaz, de exemplu. Chișinău Gaz transmite aceste date automat la Moldova Gaz ca furnizor. Și aici trebuie următoarea fază, ce va fi? Doar o remarcă. Noi ați trebuit să adresăm la ANRE și întreprinderea noastră de furnizare, Moldova Gaz furnizare, trebuie să aibă alt soft și distributor trebuie să aibă alt soft. Și a să venim oricum la ANRE și indiferent Oracle sau va fi SAP-ul sau va fi alt dezvoltator, n-are importanță. Oricum, aceste softuri costă bani. Oracle, în deosebi. Oracle costă bani și foarte mulți. Și vă întrebați la Transgaz din România, întrebați la orice distribuție, ENG sau Premier Energy, softurile costă mult. Se formează baza de date, se face billing-ul, se face facturarea și respectiv se emit facturile la consumator. Deci este o bază de date cu două servere distincte, două și la Chișinău Gaz, două și la Moldova Gaz. Și acolo și servere costă, hard-ul costă foarte scump. Și fiecare an licența, fiecare an dezvoltarea la următoarea fază. Deci asta e, așa s-a hotărât atunci conducerea, eu nu știu. Acum, la moment, de exemplu, noi analizăm, facem un caiet de sarcini și posibil să dezvoltăm total diferit pentru furnizare și distribuție. Și vom veni la Andrei, cum a spus domnul Ursu, cu argumentarea. Dacă e scump, poftim, suntem gata să oferim toate materialele la Andrei și la organele de drept să verifice cât costă. Nu e problemă, absolut. Okay. Un moment. Domnul Ursu a menționat, e doar o remarcă. Noi am făcut, dumneavoastră foarte corect ați menționat, cum toată istoria cu pierderile.
În 2020 am lansat dispozitivul la nivel de comunitate energetică. De ce am retras cererea noastră? Pentru că am crezut la ANRE că ați acceptat acea metodologie. N-ați acceptat. Și noi am luat angajament și îndeplinit toate angajamentele noastre. Și comunitatea energetică a recunoscut că ANRE nu are dreptate și a dat o propunere. Că până în 2020, până în 2019 inclusiv, să fie la nivel de 32 de milioane metri cub anual pierderile și ulterior deja reieșind din faptul care avem, faptul. Deci eu am recunoscut că nu este abordarea corectă din partea agenției. Dar agenția, nu, vă spun așa, nu a fost, în opinia mea, colegial luat atunci decizia. Noi am fost pur și simplu lăsați așa la voia sorții. La soarte, îmi cer scuze, mulțumesc. Da. Rapid, vă rog, e ok. Iar și eu îmi cer scuze că n-aș vrea, cum am menționat, să transformăm în ping-pong, dar sunt nevoit să aduc anumite precizări. Domnul președinte, m-am referit că, în primul rând, s-a refuzat atât la acțiunea pe plan intern de judecată, pentru că metodologia din 2010 a fost atacată inclusiv în instanțele naționale și apoi la judecătoria de la Rășcani, din sectorul Rășcani, dacă nu greșesc, și s-a renunțat la acțiune. Ceea ce vă referiți dumneavoastră în 2020, când s-a discutat cu Secretariatul Comunității Energetice, într-adevăr, a avut o opinie critică, dar nu față de faptul că se calculează pierderile și la nivelul pierderilor. Opinia critică era la faptul că nu se aprobase ele o perioadă îndelungată de timp prin hotărârile agenției. Și cauza acest fapt, îmi permit să menționez și dumneavoastră cred că să recunoașteți, era faptul că nu se prezentau datele. Deci asta a fost opinia secretariatului, puțin mai rezervată. Că de ce nu s-a aprobat până acum? De ce nu s-a aprobat? Că nu erau prezentate calculele. Pe urmă, în conlucrarea asta care a fost cu secretariatul, noi am ajuns la un numitor comun să avem o activitate mai constructivă atât din partea dumneavoastră cât și a agenției, s-au prezentat aceste calcule și s-au aprobat nivelul pierderilor din anul 2014, dacă nu greșesc, până anul 2020. Dar ca un fel de precizare, în cer scuze. Da, mersi, colegi. Întrebări? Eu. Domnul Mijă, vă rog. Artur Mijă, deputat fracțiunea PAS. Și trebuie să recunoaștem cumva că este păcat că la un raport atât de important pentru societate și pentru stat, fracțiunea PAS este singura care este reprezentată, deși au fost invitați absolut toți colegii deputați. A doilea lucru, este un raport foarte complex și domeniul este complex, cu foarte multe tehnicalități și cu istorie foarte complicată. Și aș vrea cumva să simplificăm. Probabil toată lumea de la masa asta consideră că managementul Moldova Gaz, și nu mă refer neapărat la 2019 până în zilele curente, dar mă refer la managementul istoric a companiei Moldova Gaz, cel puțin ar putea fi considerat unul defectuos. Dacă ar fi să dăm o notă de, hai zicem așa, ca la școală, probabil am fi acolo undeva la abia de strecem anul. Întrebarea mea este către reprezentanții Curții de Conturi, din moment ce dumneavoastră ați analizat mai multe documente, rapoarte, documente prescrise atât și de Moldova Gaz, cât și de ANRE, cât și de alte instituții. Spuneți, vă rog, dacă din cauza managementului defectuos a companiei Moldova Gaz, statul Republica Moldova și cetățenii ei au fost prejudiciați. Și dacă considerați că acest lucru este unul corect, atunci dacă ați putea scoateți în evidență trei exemple unde acest lucru este cumva cel mai evident. Mersi. Noi am făcut o analiză a procesului verbal a ședinților organelor de conducere a SA Moldova Gaz pe perioada 2017-2021. Pe unele aspecte am verificat și acele care au fost și anterior. Problematica este că practic nu există opinie separată a reprezentanților statului în gestionarea SA Moldova Gaz. Când se aprobă bugetul companiei, nu se determină exact care sunt sursele de finanțare a acestui buget. El este acoperit prin tarif sau nu este acoperit prin tarif acest buget și dacă există alte surse de finanțare a acestor investiții sau cheltuieli.
Cei ce s-a referit și conducerea actuală a SAA Moldova Gaz cu privire la rentabilitatea inclusă în tarife, ea nu acoperă toate cele cheltuieli și investiții care nu au fost acceptate în tarif. Mai mult decât atât, noi avem multe cheltuieli neproductive ale SAA Moldova Gaz, care conform analizelor noastre doar pentru acele ajustate în declarațiile VEN, au constituit în perioada 2011-2021 un miliard de lei. Avem cu multe alte tipuri de problematici, cum ar fi neîncasarea creanțelor de la diferiți agenți economici și companii. Avem foarte multe litigi și problematici penale care nu s-au luat atitudine pentru a-și apăra interesele în procedurile penale. Ca urmare, unele cazuri au fost clasate. Cam aceasta este ceea ce noi am văzut în perioada care a fost analizată, da, în ultimii 3 ani de zile s-a diminuat mai multe tipuri de cheltuieli, s-a eficientizat activitatea de investiții, trebuie să se acorde mai multă atenție la evaluarea, la efectuarea achizițiilor, dar fiind faptul că noi, efectuând analizele, am constatat că, de exemplu, Moldova Gaz este un consumator și întreprinderile sale din subordine, cel mai mare consumator de de contoare pentru gaze, pentru construcția rețelelor, dar el nu procură de la producători. De la producători sunt foarte mulți intermediari care beneficiau de avansuri destul de mari. În 2022 avansurile practic au fost descrise, dar am avut situații când avansurile au durat câteva ani de zile. Și, iarăși, cum am spus, organele de conducere, toate aceste problematici care sunt și la... au fost efectuate și unele inspecții financiare în baza ordonațiilor organelor de anchetă, iarăși nu au fost discutate în organele de conducere, la Consiliul de Observatori, care este organul principal de conducere a societății de acțiune. Mulțumim, domnule Știrbu. Eu speram să aud despre datoria malului drept, care este evaluat în acest moment la 709 milioane de dolari și cumva, hai zicem așa, marele rezerve pe care le scoate în evidență auditul. Speram să aud despre cota statului în acționariat Moldova Gaz, despre pierderile în rețea și costurile suplimentare care le-au plătit cetățenii pentru aceste pierderi. A doua mea întrebare ține sau este direcționată Ministerului de Resort. Vreau să citesc o parte din constatările raportului, pagina 88, ține de rețelele de distribuție a gazelor naturale. Din totalul celor 23.803 km de gazoducte de distribuție, doar 8.260 km sau 34,7% aparțin SA Moldova Gaz. 6.091 de km sau 25,6% aparțin autorităților administrațiilor publice locale. Adică au fost construite din banii statului. 8.274 de km sau 34,8% persoanelor fizice și juridice. Adică au fost construite din colectările așa, de la mână la mână, a cetățenilor noștri care au vrut să aibă conexiune la gaz și agenților economici. Iar circa 1.176 de km sau 4,9% nu au acte de proprietate. Tot e foarte interesant. În cazul rețelelor distribuției care au fost construite din banii statului și din banii persoanelor fizice, ele au fost luate la deservire tehnică de către Moldova Gaz în baza unui contract, mă rog, normele căruia sunt prevăzute într-o hotărâre de guvern. Și prima constatare este că Moldova Gaz nu achită redevenții pentru aceste rețele. Adică, într-o situație în care Moldova Gaz beneficiază, fără a investi, de acces la consumatori care generează într-un final profituri pentru companie, sunt mari semne de întrebări ce țin de servire, și de rentabilitatea economică a acestor
tranzacții în urma cărora cetățenii noștri au acces la gaze naturale. Întrebarea către minister este care ar fi modificările la nivel de politici pentru ca, hai să zicem așa, să ne asigurăm că contribuția cetățenilor noștri și a statului în construcția rețelilor de distribuție este valorificată la maxim. Mersi. Bună ziua! Mă numesc Constantin Borosan, sunt secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Stimate domnule președinte a Comisiei, stimați domnilor deputați, ați evidențiat un subiect, într-adevăr, cu un impact social puternic, fiindcă deci este latura de exploatare a acestor rețele și este viziunea statului privind cum se încadrează, cum se introduc aceste rețele, această infrastructură construită inclusiv cu contribuția persoanelor fizice în sectorul gazelor naturale. Curtea de conturi, în raportul Curții de Conturi, se evidențiază în mod special cheltuielile publice, cele ale autorităților publice. Dar cea mai mare parte, o parte mare din rețele, totuși, îi contribuția oamenilor. Și aici un element care trebuie să-l înțelegem. Deci toate aceste rețele au fost construite în baza unor programe de stat, aprobate, programe guvernamentale aprobate în anii 2000, 2001, 2005 și iată, noi acum tot urmărim aceste hotărâri de guvern, dar care era finalitatea urmărită în acel program ca să intre acele rețele în circuitul sectorului de gaze naturale și nu găsim răspuns acolo. Spuneam despre impactul social, care e foarte puternic. Aceste rețele astăzi sunt utilizate, da, la transmisie pentru deservire tehnică. Cel mai grav este că aceste rețele au durată de viață și, în mod normal, cum se întâmplă conform, în baza metodologiilor tarifare, în baza legilor economiei, că aceste investiții trebuie să fie recuperate prin tarif, trebuie să fie amortizate. Și aceasta astăzi nu se întâmplă. Și deci, odată ce ajungem la sfârșitul duratei de viață, ne vom ciocni, ne ciocnim cu o problemă foarte gravă. Acum, ca soluții posibile, și vreau să spun că în planul de activitate al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ne-am propus această activitate ca să prezentăm o viziune a statului privind aceste rețele. Vreau să spun că soluția oricare va fi, o vom identifica împreună, nu va fi o soluție ușoară sau simplă. Sunt și colegii de la ANRE participă la această ședință și poate ar putea spune și ei câteva cifre, poate au deja efectuate calcule, fiindcă dacă nu s-au făcut pe timp de 15-20 de ani amortizarea acestor investiții, a rămas o perioadă scurtă, a duratei de viață și amortizăm pe perioadă mai scurtă aceste investiții, dar care este impactul asupra tarifelor de distribuție? Deci astea sunt niște cifre și trebuie să înțelegem. Noi, desigur, putem să promovăm modificări la legea privind la gazele naturale unde reglementăm acest subiect, că e o perioadă de X ani se amortizează și la sfârșitul duratei de viață aceste rețele sunt înlocuite, aceasta este o soluție, dar, cum am spus, poate colegii de la ANRE spun niște cifre care ar fi impactul asupra tarifelor pentru serviciul de transport și distribuție. Deci, ca viziune, ce ar putea fi cu aceste rețele? Deci, și aceasta a fost menționat și în cadrul ședinței Curții de Conturi, ar putea statul să-și asume această activitate economică de gestionare a afacerii de distribuție. Afacerea de distribuție este una reglementată, cu rentabilitate garantată, dar haideți să vedem dacă sunt aceste capacități astăzi. Da, întreprinderea statului, una, întreprindere unică de distribuție a rețelor de gaze.
aceste rețele nu sunt uniforme, iată, exact în acest perimetru. Ele sunt dispersate. Acesta e un element care complică identificarea lor. Poate nu statul, poate întreprinderile municipale, poate autoritățile locale doresc să gestioneze această afacere, care, cum spuneam, este una reglementată. Deci, cum spuneam, soluția nu este, sau rezultatul nu va fi unul simplu. Deci, anul acesta propunem să prezentăm care să fie viziunea privind aceste rețele. Și ulterior, deja, fiindcă a fost și este și o recomandare în raportul Curții de Conturi privind inventarierea lor, vreau să spun că asta trebuie să fie următorul pas. Înainte de a face inventarierea, deci, trebuie noi să vedem ce facem cu aceste rețele. Fiindcă, cum spuneam, poate statul nu are capacitatea să gestioneze această infrastructură. Este, pe de altă parte, deci, întreprinderile care deja gestionează acest domeniu și sunt subiecte care vizează reglementarea datoriilor între acționari. Un alt subiect care poate fi inclus în această foaie de parcurs, în această viziune. Și, deci, da, cred că acesta ar fi răspunsul. Ok, domnul Jacuce, apoi domnul Tofilat, deci colegi, mai avem încă aproximativ 15-20 de minute la dispoziție, da, ca să reușim. Da, mersi, domnul președinte. Cât mai succint. Eu am să încerc foarte succint, deci eu am specific două aspecte, unul tehnocrat și unul strategico-politic, da. Primul la ce am vrut să mă refer, domn Ceban, vis-a-vis de un aspect tehnic, da, abordarea lui, implementarea acestui sistem IT, la care dumneavoastră v-ați referit, care nu este acceptat de ANRE și eu cred că nu este acceptat pe bune. Deci, dumneavoastră, iată aici și acum, n-ați putut cumva justifica necesitatea lui, ce obțin nu m-ați convins. Eu, ca specialist în IT, care am implementat SAP de la început, de la zero până la sfârșit, pot să vă spun cu certitudine că un sistem IT poate fi justificat cât economic, atât și nematerial, da? Riscuri, securitate și așa mai departe. Deci, să ne spuneți că există un front, back și un acolo, da, background, deci nu este suficient. Deci, eu aș vrea să înțeleg implementarea acestui sistem IT, de ce este făcut, care este impactul și fără justificare, deci plin potențială, ANRE-ul chiar nu poate să-l preia. Dar asta este un aspect. Mai tare mă interesează aspectul strategic. Deci, colegii din Curtea de Conturi, raportul respectiv, noi a priori îl luăm ca unul corect, ca unul imparțial, deci care nu ține de argumentele dumneavoastră, argumentele altcuiva, ei au venit din afară și au evaluat lucrurile foarte obiectiv. Acum, de la dumneavoastră am auzit o afirmare pur politică, dacă sunteți responsabil de ceea ce este după 2019 încoa, ceea ce nu vă supărați nu este chiar așa. Venind într-un... Este un argument pe care noi, politicienii, putem să-l invocăm, dar oricum suntem responsabili de ceea ce au făcut precesorii noștri. Deci, dumneavoastră venind și găsind foarte multe neconformități, da, și aici în raport când citești neconformitatea documentară, care este acțiunea dumneavoastră pentru lichidarea acestei neconformități? Diminuarea neîntemeiată a cotei de participare la capitalul social, asta este chestie de securitate energetică a statului și, de fapt, omițând cuvântul energetic, de securitatea statului, și aici chiar dumneavoastră trebuia să întreprindeți careva acțiuni. Acum, la mine nu atât întrebare, cât solicitare este de a lua acest raport ca un punct de reper, ca o foaie de parcurs și de a examina aceste puncte pas cu pas. Aici rugăminte și către colegii din procuratură care, într-adevăr, nu pot da prea multe detalii din acel
dosar penal, dar care ar fi bine să facă cunoscute unele aspecte care sunt posibil de a fi făcute cunoscute, care sunt etapele, cum decurgă procesele pentru a face transparentă acest proces. Sunt multe lucruri care, bine, dincolo, eu nu sunt prea mare economist și chiar nu pot înțelege de ce nu s-au făcut tentative de a declara acea datorie către APP, de ce nu s-au făcut tentative de a recunoaște creanța părții transnistrene, cele 15 și cele 17 milioane. Pentru mine apar aceste întrebări. Deci eu lucrurile respective vreau deci, să fie bifate și pas cu pas, deci punct cu punct, să fie date răspuns. Ce s-a făcut? Nu de ce nu s-a făcut, dar ce s-a făcut? Mersi mult. Îmi permite să răspund. No, cred că nu a fost eu, de aceea am întrebat, domnul președinte, mulțumesc pentru întrebări, am întrebat centrul tehnic sau răspund la nivel general. Eu am răspuns la nivel general, dacă era cazul centrul în mai multe detalii tehnice, la dumneavoastră cum ați referit, este colegul meu, Ilie Tutunar, care poate să explice ce înseamnă Oracle CCMB la noi și cum a fost dezvoltat și care componente sunt acolo. În parte ține de front office și back office și interacțiunea cu distribuitor și furnizor. Eu doar am menționat că argumentarea oricum va fi prezentat și am prezentat deja, dar cred că va fi următoarele etape de interacțiune cu Andrei. Partea de răspunsurile mele politice, eu am o experiență de activitate în sectorul energetic destul de mare. Eu așa consider cel puțin, mă pretind. Și colegii foarte mulți mă cunosc, inclusiv partea ce pot răspunde la foarte multe întrebări în partea ce sunt inclusiv politici. Și vă spun, cu așa, problemele abia acum se încep a rezolva. Probleme care au fost mulți ani nerezolvate. În partea ține de implementarea pachetelor, cum a deja este pachetul 4 la nivel european. Noi nu suntem nici la etapa de pachetul 2 până la urmă, n-am finalizat. Deci pachetul 3 încă mai avem mult de lucru. Sper anul acesta să fie rezolvat, că este legea. Ce ține de nemijlocit cotele de participare, eu am menționat acest lucru, e foarte greu să spun eu în cazul să cumva să apreciez deciziile acționarilor. Sunt acordurile, de exemplu, la nivel semnat de prim-ministru, domnul Braghiș, sunt la nivel de prim-ministri ulterior, sunt documente care nu pot aprecia cum a fost și nu pot da cu concluzia. Nu vizează direct nemijlocit managementul și eu consider că acest lucru e corect, pentru că acționarii atunci a decis așa să fie formată această întreprindere. Ce ține de nemijlocit, dacă am examinat ce facem mai departe. Noi recent, chiar până la anul nou, am examinat acest raport la nivel de Consiliul de Administrație și deja este foaia de parcurs, un plan de acțiuni elaborat, privind eliminarea tuturor constrângerilor și respectiv concluziilor echipei de audit și noi vom reflecta toate recomandările le vom îndeplini și vom pune în funcțiune în toate procesele de business ce ține de anume toate activitățile furnizare, transport, distribuție. Sincer, eu răspund pentru inclusiv perioada anterioară și am menționat acest lucru ce ține de, pe un exemplu foarte clar, clădirea. Eu n-am intrat în esență în detalii, la care noi tot avem foarte multe întrebări. Dar astăzi avem un activ și eu sunt de părere că activul acesta poate fi valorificat. Activul acesta nu pleacă la Moscova, rămâne la Chișinău și nu va fi plecat la Moscova, rămâne la Chișinău, e aici. Și costul acestui activ este la nivelul acestor investiții. Cum s-au făcut atunci aceste investiții? Cum s-au organizat tenderele și concursuri? Altă întrebare. Dar eu pot spune un lucru ce ține de nemijlocit datoriile și al doilea aspect. În 2016 Moldova Gaz nu acumulează datorii. Și nu este nicio nemijlocit interacțiune sau legătură cu aceste investiții și cu aceste cheltuieli care face Moldova Gaz și legătura lor directă cu datorii. Nu este. Din 2017-2021, dacă vorbim despre eficiența activității și vorbesc despre perioada anterioară, profitul de la activitatea operațională cumulativ, tot grupul are 882 de milioane de lei,
dar profitul până la impozitare 2 miliarde 300 de milioane de lei și profit net 2 miliarde 261 milioane lei. Acesta este rezultatul activității eficiente sau ineficiente a Moldova Gas, întregului grup. Anul acesta, anul 2022, o să avem pierderi mari. Și vă spun de ce, pentru că cursul dolarului și aplicând la valoarea datoriei va fi foarte mare. Plus, despre, am menționat despre pierderile din rețelele de distribuție din cauza că costul introdus în tarif și costul recuperat prin tarif și costul real, diferență foarte mare. Vom avea pierderi și asta e realitatea și sunt lucruri obiective. Dar ce ține de nemijlocit reformarea, reorganizarea pieței, aici putem vorbi foarte mult. Noi avem viziunea noastră, dar dacă vom fi auziți, concretizare. Deci, da, mersi pentru explicație. Eu aș vrea să văd acea foaie de parcurs în baza acestui raport. Ceea ce ați menționat, gen valorificarea activului, da, a oficiului, eu aici, iată, e unicul moment unde aș vrea dumneavoastră să fiți nu un manager, nu doar un manager a unei întreprinderi, da, care pledează pentru ridicarea profitabilității acestei întreprinderi, pentru dezvoltarea ei, dar și un pic de politician. Deci s-o vizați și din punct de vedere a consumatorului final, fiindcă aici e și proprietatea respectivă de care la care v-ați referit, este și proprietatea la care s-a referit colegul meu, Artur Mijă, și aici sunt multe semne de întrebare, deci ar fi bine, deci nu doar în favoarea întreprinderii Moldova Gas fie examinată, aici sunt rezerve și ele mai puțin sunt reflectate în raport, dar e o problemă care trebuie scoasă la... rezolvat. În general, orice subiect care noi îl abordăm azi, repet, nu e important pentru companie doar. De asta și-am făcut acest audit, pentru că Moldova Gas este o întreprindere strategică care oferă servicii fundamentale cetățenilor și e o întreprindere de interes public. Domnul Tofilat și apoi domnul Porțevski, domnul Rotaru, aici sau... Dar rapid, vă rugăm. Da. Referitor la profitabilitatea instituției, domnul Ceban, noi ne-am uitat și în structura profitului și vedem că o bună parte din acest profit de care vorbim dumneavoastră este cauzat de ajustarea diferențelor tarifare. Și avem operațiuni contabile cu minus în cheltuieli, ceea ce nu este admis conform standardul național de contabilitate. Am văzut și un răspuns la Ministerul de Finanțe pe acest subiect, în sensul în care voi vă stabiliți în politica de contabilitate, dar noi toți împreună suntem, unii suntem economiști, finanțiști de specialitate, înțelegem că profitul în sine poate fi o noțiune manipulată și dacă discutăm în teorie economică, spunem clar că scopul de bază a întreprinderii nu este profitul, este creșterea valorii de piață a întreprinderii. Având capital negativ, dumneavoastră, vedeți că nu chiar crește valoarea de piață, din contra scade. Și atunci noțiunea de profit și capacitatea de plată, domnul Ceban, pentru că pe termen lung noi vedem că capacitatea de plată întreprinderii acum s-a optimizat un pic, dar în esență capacitatea de plată a Moldova Gaz în perioadele anterioare a fost una nu foarte bună, ci din contra negativ, în sensul în care noi am văzut creșterea restanțelor față de Gazprom și totodată capitalul negativ este un indicator care spune foarte clar despre eficiența întreprinderii. Negativ din cauza că datoriile sunt și calculând la dolari, exact. Evident acolo e problemă. Dacă scoatem, scoateți acolo, faceți o ajustare, scoateți acolo datoriile și vedem la ce ieșim. Păi datoriile tot s-au format într-un fel, da? Nu, dacă, domnul președinte, dacă scoatem datoriile acolo, bilanțul tot altfel arată. Nu, dacă era evaluat cum trebuie anumite active, nu mi-arată. Domnul Tofilat, vă rugăm. Și sunt investițiile, sunt cheltuieli și de veniturile ulterioare, perioadelor următoare, aici e... Eu dar un exemplu, sunt cheltuieli care nu sunt acceptate în tarif, da. Deci, și care seriu sau cât sunt 800 de milioane care tot generează pierderi și datorii și... Domnul Tofilat, vă rugăm. Da, mersi, domn președinte. Domn Ceban vorbea despre implementarea pachetelor energetice 2, 3, 4, la noi mai mult moda culioașe, din păcate, cu pachetele stă mai greu. Bun, am un șir de întrebări, dar cred că
noi nu o să ne încadrăm, dacă să luăm așa pe puncte și să intrăm în esență, nu o să ne încadrăm nici pământ dimineață, dar încercăm pe scurt atunci. Referitor la rețelele de distribuție și pierderile în sistemul de distribuție, aici e o întrebare mai complexă. În primul rând, este hotărârea de guvern numărul 597 din 2008, prin care Ministerul Economiei trebuia să facă inventarierea lor. Sughiți bun lui Igor Nicolae Dodon. Întâi de toate trebuie să ne clarificăm ce avem și unde avem. După aia, când vorbim de plata redevenței, Moldova Gaz trebuie să aibă din ce o plăti. Deci asta înseamnă că ele trebuie introduse în circuitul economic, amortizarea lor trebuie inclusă fie în tarif, fie în, adică cumva recuperată, ca Moldova Gaz să aibă din ce plăti. Adică orice bănuț care îl primește întreprinderea sub formă de tarif, el are o anumită destinație. Și aici, apropo, referitor la investițiile în oficiu, dacă ele nu se regăsesc în tarif, asta înseamnă că Moldova Gaz a cheltuit din altă parte bani, n-a achitat gazul și a construit oficiu și asta se reflectă ca datorie la gaz față de Gazprom, pe care Gazprom pretinde să ne-o pună tot nou în cârcă. Și de ce e subiectul ăsta trebuie abordat la adunarea acționarilor, oameni buni, reprezentanții și a Guvernului Moldovei și a Gazpromului au aprobat rezultatele financiare, înseamnă că acționarii își asumă aceste cheltuieli nejustificate sau, mă rog, putem să le numim cum dorim. Revenind la rețelele de distribuție, deci primul pas este inventarierea. Un aspect ar fi și durata uzurii la care s-a referit domnul secretar, pentru că în 2003 a fost modificat clasificatorul activilor, hotărârea de guvern, privind durata de viață. Până în 2003, gazoductele aveau o durată de viață de 40 de ani, după 2003 s-a coborât la 20-25 de ani, respectiv și cota uzurii inclusă în tarif s-a modificat, a crescut. Da. Și atunci, dacă noi revenim la normativele mai vechi, durata de viață a gazoductelor și ale distribuției poate fi extinsă. La fel am avut dezbateri destul de îndelungate cu domnul Sărăcuță, Dumnezeu să-l odihnească, unul din fondatorii ANRE-ului. Iată, privitor la aceste rețele de distribuție care sunt în afara circuitului economic. Este o altă problemă. ANRE-ul, când aprobă, să spunem, cheltuielile incluse în tarif, aceeași uzură, ei consideră asta și prin prisma recuperării sau valorii actualizate nete. Și atunci, în unele localități, gazoductele celea deservesc câteva zeci de consumatori și cheltuielile celea niciodată nu o să fie recuperate. În alte localități, dimpotrivă, sunt mulți consumatori și ele pot fi recuperate mult mai repede. Și aici, probabil, trebuie analizat în complex, într-un ansamblu de bunuri, ce facem noi cu dânsele. Dar primul pas este inventarierea. Sub acest aspect, noi discutam cu domnul Nantoi, noi am pregătit un proiect de hotărâre de Parlament, cum să începem a organiza acest proces și aici trebuie implicați și Moldova Gaz și Ministerul Finanțelor. Moldova Gaz are contracte de deservire pe fiecare metru de țeavă. Ministerul Finanțelor are documentele privind executarea bugetelor, începând cu, nu știu, anii 90, anii 2000, de fapt e programul de gazificare, începând cu 2001. Ca să vedem câți bani au fost alocați, de către cine. Un alt aspect ține de dreptul de proprietate asupra acestor rețele, și atunci avem și reprezentanții Calmului. O bună parte din gazoducte a fost construite prin alocări de la autoritățile publice locale, și atunci dacă noi vrem să creăm o întreprindere, o altă întreprindere de distribuție, sau să le transmitem, să le răscumpere, de pildă, Moldova Gaz, va trebui să mergem în fiecare consiliu local și să solicităm acceptul consiliului, pentru că sunt cel puțin patru legi unde e scris despre înstrăinarea, angajarea, vânzarea patrimoniului localității, este responsabilă autoritatea deliberativă, consiliile locale. Vă dați seama, la câteva sute de consilii trebuie să mergem, să pregătim hotărâri, să o punem pe ordine de zi, să le cerem lor acordul, să o răscumpere, deși e un volum destul de mare de lucru. Și aici, revenind la pierderi, că e un aspect important, dar pentru cei care nu sunt inițiați, deci la consumul de gaze a Republicii Moldova de aproximativ 1 miliard de metri cubi, până în 2010 pierderile de gaz erau 64 de milioane, 6,6% jumate. Pentru comparație, potrivit unor studii, în Uniunea Europeană pierderile pe distribuție sunt în jur de 0,5-0,6%, în unele țări un procent jumate. La noi erau 6%.
Deci asta sunt cheltuieli puse pe spatele consumatorului. În 2010, păcat că aici nu-i domnul Parlikov sau domnul Nicolae Răileanu, fost director ANRE, a fost aprobată o metodologie prin care au fost reduse pierderile, acceptate în tarif, să nu mă greșesc, între 17 și 20 de milioane de metri cubi, față de 64. Au fost făcute niște măsurări, au fost multe litigii, deci aici cred că ei ne-ar putea da mai multe informații, dar la ce vreau să atrag atenția, este și problema din partea Moldovagaz. Dacă noi vrem să reducem pierderile, asta înseamnă că rețelele trebuie administrate în... De făcut investiții pentru a nu admite scurgeri de gaz, pierderi. Și atunci când două treimi din gazoducte nu sunt la bilanțul întreprinderii, întreprinderea nu are cum să facă investiții, pentru că ANRE nu le acceptă în tarif. Ce-ți vă la primării, cereți bani. Atunci să-i punem în sarcina lor reducerea pierderilor, știți cum, asta e mission impossible. Poți să pui pe oricine director în locul lui domnul Ceban și situația nu se schimbe, că asta nu e în puterea lor. Deci da, cu subiectul ăsta trebuie hotărât. Pe scurt, deci prima întrebare conceptuală, haideți să începem cu asta. Noi avem auditul cursei de conturi și vom avea auditul făcut de echipa internațională. Ce se întâmplă dacă în aceste acte există divergențe? Pentru că pornim de la obiectiv. Obiectivul este să, în opinia noastră și a domnului Șoitru, să anulăm datoriile la gaz. Deci pentru asta sunt două căi. Fie Gazprom binevoiește, binevol și neselit din nimeni, să radieze datoria la gaz malul drept, și aceea malul stâng, fie noi va trebui să ajungem în arbitraj internațional, nu la Moscova, doamne ferește, Stockholm, Paris sau Londra. Și atunci în arbitraj este nevoie de documente. Și acel raport de audit care îl fac norvegienii împreună cu compania britanică, eu cred că e cea mai bună echipă pe care noi am fi putut să o găsim la nivelul mondial, pentru că Wickborg, companie din Norvegia, are și experiență de arbitraj cu Gazpromul, i-au câștigat alături de Naftogaz peste 3 miliarde de dolari. Ei cu siguranță știu cum trebuie să arate documentul acela. Și atunci, probabil, ca bază trebuie să fie actul acela și dacă există divergențe între aceste două documente, probabil Curtea de Conturi ar putea revizui ceva. Să nu se întâmple că Gazprom o spună în arbitraj, dar uitați-vă, Curtea de Conturi din Moldova a dat alte cifre și atunci noi ne facem cumva, ne creăm nouă probleme. Deci primul să vedem care din aceste acte este prioritar. Doi, eu cred că foarte multe întrebări aici trebuie adresate organelor de anchetă. Colegii sunt prezenți, dar nu ei erau la butoane, nu ei iau deciziile ultimativ. Și apropo, cei ce sunt de un vicepreședinte la Curtea de Conturi, domnul Chetraru, la dânsul, probabil el ar fi trebuit să declare un conflict de interese. A declarat. Nu sunt la curent de asta. Pentru că în 2012, ANRE a emis 4 hotărâri prin care au fost depistate, popular spune fraude, tehnic spune cheltuieli nejustificate, în sumă de 243 de milioane de lei. Se cumpărau gazoducte. Cine e în Alon cel mai mare producător de gazoduct? Cipru, sigur. Panama, da, exact. Da, și materiale au fost transmise la, prin intermediari. Materiale au fost transmise la CNA, CNA n-a luat niciodată, și procuratura n-a luat nicio atitudine. Aici, pe subiectele astea, sunt cel puțin 5 subiecte, unde eu cred că noi trebuie să pregătim o adresare către CNA și procuratură. Prima, ține de activitățile cetățeanului Platon, Vecislav Platon, este un act din 2009, bun, eu n-am văzut ce scrie Curtea de Conturi, este un act de control din 2009 făcut de CCCEC era încă, 5 milioane de dolari pe care Platon le-a pus în cărca noastră. 5 milioane de dolari. Deci CCCEC eu, CNA-ul, știi de chestia asta și cel puțin din 2009. Doi, ține de chestia cu asigurările, este cauza penală 2019, 97, 81, 60, repet, 2019, 97, 81, 60, clasată. Clasată. Moldova Gaz s-a adresat. A venit conducerea nouă a întreprinderii și s-a adresat. Oameni buni, noi din 2015 până în 2019, Moldova Gaz cheltuia bani aiurea pe asigurarea patrimoniului. Nu intrăm aici foarte mult în esență, pot spun că la asigurarea casco, procentul, costul asigurării 4% jumate, Moldova Gaz plătea în jur de 3% pe asigurare. Poate mă greșesc, dar
Și aici e cazul să vedem ce companii de asigurare a fost implicată în chestia asta. Au făcut sau nu au făcut reasigurarea? Pentru că am vagi bănuieli că nu s-a făcut. Și cine din CNA a dispus clasarea? Deci aici trebuie și anchetă de serviciu să vedem ce persoane au fost implicate. Și noi neapărat o să ne adresăm în scris. De ce este important lucrul ăsta? La fel este hotărârile cele Andreea 2012. Cu oficiul trebuie să vedem rulajele, unde s-au dus banii, care au fost cheltuielile de fapt. Aceleași servicii juridice. Până noi nu o să facem ordine acasă, tema pe acasă, și nu o să condamnăm persoanele implicate în aceste fraude și nu o să recuperăm banii, noi nu o să clarificăm întrebările cu datoria la gaz. Și în arbitraj neapărat o să apară întrebarea asta. Așa, la Curtea de Conturi o întrebare era legat de, bun, ele sunt mai multe, dar a fost sau nu analizată în cadrul raportului veniturile ratate privind tranzitul gazului. Din 2000 până în prezent, până în 2019, hai să spunem, cât exista tranzitul, repartizarea lor se făcea 50-50 între malul stâng și malul drept. Realitatea este că trebuie să fie proporțional cu lungimea gazoductelor și nouă trebuia să ne revină 72%, lor 28%, dacă asta a fost analizat. La fel ar trebui de analizat și cum au fost repartizate veniturile pe tranzit până în 2000. Acolo se făcea proporțional consumului, dar nu știu dacă avem ceva documente. Pentru că principala problemă, corect au spus colegii, principala problemă este ce documente ai pe care poți te bazezi. Noi, de pildă cu domnul Șoitu, multe putem să descrim, avem copii a documentelor, dar asta nu știu dacă e suficient în instanță de judecată. La Moldova Gaz, foarte ne-ar interesa câte adresări au fost la organele de anchetă și care a fost rezultatul. Dacă sunt dosare, dacă sunt condamnări, dacă a fost ceva recuperat sau mai mult ați primit refuzuri. Care e în genere colaborarea cu organele de anchetă? Pentru că asta nu ține doar de Moldova Gas, sunt mai multe întreprinderi unde managementul se adresează, dar organele de anchetă spune znaim kto, znaim kak, dar noi ничего не можем доказать. Cam atât, mersi. Okay. Da, domn Toflat, mersi tare mult pentru incursiune și pentru că ați pus în evidență anumite probleme cheie. Sunt multe întrebări, deci, da, haideți colegii și la Curtea de Conturi și apoi la Moldova Gaz, dacă să comenteze, să-ți răspundă la întrebările colegului, mersi. Președinte, aș vrea să intervin și eu. Da, și apoi doamna Manic și două persoane, mi-a spus, domn Porțescu și doamna Manic, vă rog. Referitor la primul subiect care a fost abordat, referitor la patrimoniul ăsta sau gazoduct care le gestionează autoritățile publice locale, spun că e o problemă pentru că ele sunt gestionate și trebuie să fie prin decizia Consiliului Local, doar că vreau să dau câteva exemple ca să înțelegeți că problema asta nu e atât de grav pe cât noi încercăm să o discutăm. De exemplu, Consiliul în anii 2008-2022, 6 primării din raza raionului Iedneț au transmis cu titlu gratuit la Iedneț Gaz rețele în valoare de 4,4 milioane lei. Titlul gratuit. Și aici vreau să menționez de faptul că, știți, nu trebuie să acuzăm nici autorități publice locale, pentru că este ușor foarte spui că de ce a fost transmis. Pentru că nimărate ori Iedneț Gaz se adresa către autorități publice locale să facă investiții capitale pe anumite rețele. Îmi dăm seama că bugetul este unul auster și atunci merge că ești pus în situația că creezi o catastrofă sau o anumită problemă în zonă, sau să le transmiți cu titlul gratuit. Și le-au fost transmis cu titlul gratuit. Credeți-mă că autorități publici locale nu sunt mari amatoare să gestioneze asemenea rețele, plus la toate activitățile care le au. Și probabil că Ministerul Economiei s-a menționat mai sus foarte așa general, dar vreau să spun că trebuie să facă inventarierea și trebuie să găsim un statut clar pentru aceste rețele. Întreprindere municipală, întreprindere de stat, societate pe acțiuni, cum doriți dumneavoastră, cum doriți, dar ele trebuie să fie gestionate. Ce vreau să spun? Că dacă noi nu o să facem această inventariere, sunt alți oameni care o fac foarte bine. De exemplu, Moldova Gaz a făcut inventariere și a luat în proprietate 38 de kilometri de rețea, care nu le aparținea, în urma inventarierii. Noi putem să facem inventariere, putem să o facem. Prin hotărâri instanțelor judecată, prin bunuri fără stăpân, iară s-au dus, în total, spuneți, 32 de milioane de lei s-au dus din aceste investiții care le-a făcut statul, autorități publice locale, persoane fizice. Deci este foarte necesar ca noi să conștientizăm problema și să inițiem această inventariere, pentru că altfel o să mai treacă 2-3 ani zile, pentru că a spus durata de funcționare utilă, foarte important.
Pentru că sunt rețele mixte, sunt și din polietilenă, sunt și din metal și atunci unii au 30 de ani durata de funcționare utilă și atâta au 12 ani, unii este din metal au 15 ani, până în 20 de ani și atunci ele ajung la momentul când le preiai că ele nu mai sunt funcționale și atunci statul iar trebuie să facă investiții, dar le transmitem cu titlul gratuit, nu se recuperează prin tarif și o să ajungem la situația că iar statul trebuie să investească la o anumită etapă o sumă destul de considerabilă pentru a reabilita aceste rețele. Ține de distribuția venitului din tranzit. Noi ne-am expus în raport și am vorbit despre faptul că ea este 50-50, dar trebuia să fie conform procentului 72 întreg și cât... Da, exact. Noi am spus această problemă, am abordat-o, doar că și dumneavoastră știți și din păcate trebuie să înțelegeți un lucru, că curtea în activitatea sa, că raportul nostru și raportul care va fi pe datorii, noi avem obiective diferite, nu trebuie să le suprapunem și nu trebuie să le confundăm. Noi ne-am axat pe conformitatea cheltuielilor și investițiilor. Tangențial, aceste cheltuieli au impact asupra anumitor în etape diferite asupra restantelor și datoriilor, dar scopul de bază auditului conform legii este faptul că noi ne axăm pe aceste două subiecte. Și atunci nu trebuie să, adică din start trebuie să spunem că ele nu sunt comparabile, hai să-i spunem așa, că da, exact, pe rapoarte diferite și ține de tipul de audit, că sunt mai speculat pe aici că ce fel de raport este un raport de conformitate efectuat în baza standardului internațional de audit și este un raport pe care curtea și l-a asumat și vedeți că constatările sunt argumentate și am spus de limitările noastre. Unii au fost adicate de organele de drept materialele, unde au fost distrus conform legii, pentru că noi avem 6 ani de zile conform legii cu privire la arhive, cât se păstrează aceste documente. Unii am avut documente primare, ne-am dus, ați văzut, până în 95-97, unde nu am avut, noi nu suntem în, să spunem, societate civilă, să ne expunem pe ceva care e abstract. Noi am luat și am constatat exact ceea ce avem noi la bază. Deci trebuie să ne înțelegeți corect, pentru că noi vorbim de perioade interioare foarte mari. Echipa de audit a Curții de Conturi, credeți-mă că 7 luni de zile nu a avut sâmbătă, nu a avut duminică, în sensul în care noi am muncit acolo și se vede în raport. Nu trebuie să speculăm pe aceea. Deci, adică și instituțiile care sunt, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, APP-ul, sunt instituțiile care trebuie să pună mâna pe raport, să-l citească și dacă sunt întrebări, să vină la noi, noi o să le dăm expertiză în așa mod ca să noi să descifrăm anumite lucruri. Și inclusiv Moldova Gaz mă bucur pentru că ei s-au antrenat în procesul ăsta și anumite constatări care le-am avut noi pe parcurs, chiar am avut o deschidere și am lucrat. Dar lucrurile nu se corectează peste noapte și pentru perioadele anterioare nu pot să schimbi astăzi, să dispară datorii. De aceea, adică trebuie să muncim în comun pentru această... pentru remedierea constatărilor din raport. Mulțumesc. Da, mersi. O remarcă și eu, pentru că am fost un autor legii speciale de elaborare a acestui audit. El a fost din inițiativa cumva legiuitorilor, nu are treabă cu reglementarea datoriilor sau acel protocol care a fost semnat, deci nu văd riscul de a invoca. Și eu, din potrivă, cred că constatările care sunt relevante la datorii ar putea fi folosite doar în beneficiu scopului pe care l-ați enunțat. Dacă Moldova Gaz vrea să răspund la ceva care a spus, dacă nu, sau... Da, doar domnul Tofilat a întrebat. Eu pot doar spune că nu avem conlucrare bună cu toate organele și respectiv nu voi spune care chiar multe au fost adresări, dar nu sunt în stare acum, fiind colegii de la Procuratura Generală și CNA sunt aici, nu sunt în stare să... Și nu corect va fi, cred că, să constat care a fost motivul de refuz, nu ne vizează direct anume. Dar suntem deschiși și mai departe să prezentăm orice informație care va fi necesară. Doar remarcă, situația cu tranzitul deja s-a schimbat, Tiraspol Transgaz astăzi, relațiile Moldova-Transgaz, Tiraspol Transgaz, astăzi transportul este divizat în proporție de 70-30, dacă vorba de transport internațional. Gazprom astăzi achită la tarifele, dacă are tranzit, achită la tarifele ANRE, intrare, ieșire, și ca orice alt trader. Întrebarea asta a fost rezolvată. Mulțumesc. Mersi, domnul Șut, că avem aici de domnul Porțevski, vă rog, și apoi doamna Manic. Da, domnul președinte, mulțumesc, Vasile Porțevski, fracțiunea PAS. Audind raportul Curții de Conturi, am așa o senzație, sau poate că greșesc, că tot profitul Moldova Gaz l-a investit în reparația clădirilor și procurarea mașinilor de serviciu. Deci nu m-am axat pe asta. Vreau să am o întrebare către Moldova Gaz.
toate rețelele care sunt în gestiunea dumneavoastră, în proprietate, care au fost proporția din ele, sunt construite din profitul dumneavoastră și care au fost procurate de la APL și care este pe viitor planul dumneavoastră de extindere a rețelelor de presiune medie și joasă, care ajunge până la consumatorul final, sau așteptați tot oamenii să se asocieze, să investească bani în rețelele respective și să vede în gestiune ca să faceți profit? Mulțumesc. Din sursa de investiții este uzura, care este inclusă în tarif, și rentabilitatea. Dacă noi considerăm că rentabilitatea putem investi și să nu îndreptăm pentru alte scopuri, inclusiv, de exemplu, este cazul când o întreprindere de distribuție are profit și noi rentabilitate putem lua ca dividende, dar așa cazuri nu sunt. Majoritatea investițiilor noi direcționăm pentru dezvoltare. Noi nu luăm în proprietate rețele de gazoducte, în afară când este decizia curții instanțelor de judecat, doar atunci. Deci, de la ce constatare care a spus colegii de la Curtea de Conturi, vorba de aceste rețele a fost luat de Chișinău Gaz în baza deciziilor instanței. Nu, și în baza documentelor primare care au fost la balanța Moldova Gaz și au fost confirmate că sunt aceste rețele aparțând Chișinău Gaz. Da. Dar ce ține de rețele, sunt parte rețelelor care au fost la etapa de formare Moldova Gaz și a doua care a fost construită după. Și majoritatea rețelelor sunt deja, noi investim din surse proprii. Ce ține de mai departe dezvoltare, anul acesta am redus program investițional, pentru că nu sunt solicitări și sunt cazuri când împreună cu Andrei trebuie să decidem ce facem cu programul mai departe, pentru că dacă vedem prețurile cresc, cu părere de rău, cererea este mai mică, este element de substituire a gazelor cu alte surse alternative și de aceea noi, posibil, unele localități chiar înghețăm aceste investiții până la când tariful va fi mai convenabil pentru consumatori. Dar nu este, în afară de uzura și rentabilitatea, noi nu luăm de la consumator niciun leu. Mai înainte a fost tariful 2970 lei în baza hotărârii de guvern. Acest tarif a fost eliminat de către regulator și respectiv doar sursele proprii. Ce ține de gazoductele magistrale, am investit recent 2021-2022 în unele gazoducte magistrale care au scop pentru a dezvolta rețele. Și acelea au fost aprobate de către Andrei, inclus în tarif, ca sursă de investiție fiind uzura și rentabilitatea. Dar mai departe, fără implicarea statului, cred că nu va fi posibil la gazoductele interurale, pentru că investiții foarte mari și cred că aici tot va fi o anumită stopare a acestei activități. Mulțumesc. Da, mersi, doamna Manic. Sunt Valentina Manic, Comisia Economie, Buget și Finanță, fracțiunea PAS. Am o întrebare către domnul Șibotari. Deci dumneavoastră în discuție ați menționat despre întreprinderi care nu sunt rentabile și ați menționat despre Rotalin Gaz și are o datorie de 24 milioane, dacă nu greșesc. Aș vrea să decifrați care sunt datoriile și care dumneavoastră propuneți în continuare să revizuiască tarifele, Andreea. Pe acest sector și altă recomandare sau care e părerea mea despre acest raport de audit. Deci, dumneavoastră, Curtea de Conturi, aveți doar 4 recomandări pentru Moldova Gaz. Socot că este superficial aceste recomandări. Nu văd nimic concret aici. Dar aș vrea să ascult răspunsul domnului Cipătare. Mulțumesc. Da. Ce bani, da. Ce ține de Rotalin Gaz, doar un exemplu, a fost în contextul pierderilor tehnice. Datoria este pentru consum. De fapt, Rotalin Gaz este operator independent care operează în raionul Ialoveniu, o parte în raionul Hâncești și o parte Ștefan Vot. Ei cumpără gaz la stația de distribuție a gazilor, adică la preț care este stabilit de către Andrei la ieșirea din rețele de transport a gazului, un tarif convenabil.
și ele ulterior repartizează sau distribuie gaze, le furnizează, pentru că ei au și furnizare și distribuție, două companii, care una furnizează, a doua distribuie gaze naturale. La ei tarif de distribuție nu este aprobat. Ei au problemă care cu Rotalin Gaz e mult mai complexă, nu cunosc toate detaliile acolo, dar e vorba de investițiile neaprobate, e vorba de anume inclusiv și pierderile tehnologice, tehnici. Și asta e problemă sistemică. Pentru că, de ce problemă sistemică? Pentru că acest lucru poate fi aplicabil și față de toate întreprinderile distribuției din cadrul Moldova Gaz. Însă noi suntem un grup, avem un coș, respectiv o întreprindere distribuției subvenționează alta unde costurile sunt mai mari. Are loc redistribuirea veniturilor și cheltuielor în cadrul unui grup de companii. La Rotalin Gaz acest lucru este imposibil. Ei trebuie să aibă un tarif separat, dar evident politică aici și cred că colegii de la Andrei vor confirma și ministerul la fel, politic nu cred că e cazul când Ialoveni să aibă o tarif de distribuție câteva ori mai mare, nu câteva ori, chiar cu 100 de lei mai mare, pentru că în cazul acesta, automat, 100 de lei se va reflecta în tariful final. Pentru că ei trebuie să adauge acest cost, chiar fiind la tariful de transport, care este tariful din rețel de transport, care este mai mic decât tariful mediu. Oricum, aceste costuri trebuie să se reflecte în tariful de distribuție. Eu doar finalizez. În cazul acesta, eu cred că ca soluție pentru sistem trebuie să fie obligațiune de serviciu public pentru Energocom ca să vândă anume pentru toți la un preț anumit, anume pentru acoperirea pierderilor tehnice și necesare pentru consum tehnologic. Asta ar fi o soluție, dar evident aici nu pot spune de numele Ministerului și Andreiului. Ce țin de constatări, noi planul nostru sau faia de parcurs care am aprobat e mult mai complex și noi considerăm că acolo sunt foarte multe aspecte care vizează constatările din propriul raport, din puncte. Dar nu se referă numai la concluziile cele patru puncte, recomandări față de Moldova Gaz. Sunt foarte multe, pe noi am mers pe fiecare punct separat și respectiv vom prezenta acest plan de acțiune. De recomandări care le-am... Da, vă rog, rapid. Vicepreședinte, în primul rând, patru recomandări, ca să analizăm, să vedeți că ele sunt generale, în sensul în care ele trebuie să implementeze punctele din raport. Asta e primul aspect. Dar cel mai important, recomandările sunt enunțate în raportul de audit către APP, nu către Moldova Gaz, pentru că dacă o să întrebăm în esență, de ce s-a făcut prin excepție de la lege această misiune de audit, pentru că fiind o companie privată, chiar dacă noi facem recomandări, ei nu au obligația să le îndeplinească. Dacă ei au bună voință și bună credință, le implementează. Însă noi ne-am asigurat că aceste recomandări să fie înaintate către reprezentantul statului, către APP, fiind acționar sau reprezentant în Consiliul de Administrare la Moldova Gaz. Și atunci, prin intermediul acestei instituții, noi putem să impunem implementarea recomandărilor. Asta a fost abordarea curții de Mersi, contă. Mersi, colegi. Și este una corectă. Cred că o să finalizăm aici. Și o să facem o concluzie și o să vă spun despre pașii următori. E clar că constatările sunt, cum spuneam, de o gravitate deosebită. Ne referim aici la investițiile și cheltuielile neconforme și dubioase de documentele care au dispărut referitor la construcția sediului Pușkin. Acel sediu de la Ungheni care a fost construit și nu e folosit. Multe alte probleme. Desigur, problema cu datoriile invocate către malul drept care se lovesc de neveridicitate, de actele de constatare care nu au fost semnate, de modul în care au fost împărțite coțile părți în Republica Moldova, care și acum suferim sub consecințele. Pierderile în rețea e un alt subiect extrem de sensibil, deci chiar și astăzi ele se ridică la 900 de milioane de lei anul trecut, în 2021, dacă nu mă înșel. Deci sunt, e nevoie de eforturi pentru a reduce aceste pierderi, mai ales că ele în continuare sunt la un nivel mult mai mare decât în țările de regiune. Înțeleg că s-au redus comparativ cu alți ani, dar oricum ele sunt în continuare foarte și foarte mari. Cu rețeaua distribuției, noi trebuie ca și stat să vedem ce facem cu acest 65% din rețele care ne aparțin și cum statul poate să le valorifice.
Și în general, dacă vorbim pe parcursul istoriei, nu mă refer doar la, nu mă refer acum la managementul actual, dar putem să spunem că sunt semnale de management defectuos sau chiar rea intenții. Repet, mă refer la parcursul multor ani, din 98 până acum. Avem o mare problemă cu performanța și cu prestația reprezentanților statului în Consiliul de Administrație și Consiliul Observator. M-a alarmat enorm de mult că nu a fost niciun caz sau puțin caz în care statul a avut o opinie separată și noi să avem întrebări aparte pentru APP și noi trebuia să vedem ce facem cu acești membri care nu ridică semne de întrebare. Și în general regretul nostru cel mai mare este că în loc, iarăși repet, parcursul timpului, în loc această companie să fie cumva un pilon al securității noastre energetice, a fost de multe ori o sursă de probleme și de vulnerabilități și noi trebuie să vedem cum facem ca să nu avem o astfel de vulnerabilitate, mai ales în contextul crizei energetice și șantajul energetic pe care l-avem din partea unor actori străini. Deci noi, în continuare, ca și Parlament, din cauza, cumva, constatărilor deosebit de grave, noi să audiem acest raport și în plen. Noi să pregătim o hotărâre de Parlament. O să venim cu anumite acțiuni pe aceste aspecte cheie și recomandări. Domnul președinte, la raport am o întrebare. M-am rugat și ați trecut cu vederea. Încă o dată? La raport am întrebări. Bine, dar, domnul președinte, haideți că poate într-un alt format sau... Că eu cumva am spus că n-am observat și am zis că e o concluzie, dar haideți că îl lămurim. Deci, cum puneam, o să avem audiere în plenul Parlamentului și o să propunem spre aprobare o hotărâre a Parlamentului cu mai multe acțiuni către toate instituțiile, Minister, APP, ANRE. O să venim și cu recomandări către domeniul energetic. Asta e. Mulțumesc tare mult. Suntem la 2 ore și 48. Ne auzim și sper că cu următoarea ocazie să avem motive mai bune de a discuta. O zi frumoasă în continuare. Eu am o întrebare către Curtea de Conturi. Vreau să zic, în primul rând, intuitiv sau neintuitiv, vreau să scăpat niște lucruri și aici vorbesc, vreau să zic, de soldul datoriilor care este în tăblița respectivă. Vreau să zic că conform tăbliței avem 469 de milioane, datorii Chipru la 31 decembrie 2021, iar conform proiectul de hotărâre avem 580 de milioane, adică în partea de constatare a hotărârii Curții de Conturi. Mai departe, vreau să zic, Curtea de Conturi n-a luat în considerație că atunci când s-a strâns datoria sau cotele, așa prost calculate cum a fost strânsă, nu s-a luat în considerație că, în general, de fapt, a fost strânsă datoria doar a Transnistriei, nu și a Republicii Moldova, a malului drept. Este vorba de peste 3 ani de la constituirea societății pe acțiuni Moldova Gaz. Mai mult ca atât, se trece în revistă efectul cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova, dar iarăși, nu se ia în considerație, am actele de verificare care constată că au fost strânse, de fapt, datoriile Transnistriei de 220 de milioane de dolari. Deci, aceste nereguli mă duce spre gândul că, de fapt, s-au procedat într-un fel, fie neprofesionist, fie o scăpare. De ce noi solicităm, fie în cadrul Parlamentului sau în comisii, o întâlnire cu reprezentanții Curții de Conturi, să discutăm aceste întrebări din cauza că 220 de milioane plus 47 de milioane plus veniturile de la tranzit plus faptul că Curtea de Conturi n-a vorbit nimic absolut despre reprezentanții Guvernului în societatea pe acțiuni Moldova Gaz, în Consiliul de Observatori și Observatorii de Administrare. Pentru că responsabil, de fapt, nu este Moldova Gaz, administrația,
că-i Ciobanu, că-i Abașchin, că-i Gusev și așa mai departe. La guvern scoace toate problemele. Domnul Șoite, dacă ați analizat raportul, de acolo trebuie să ieșim. Dacă ați analizat raportul, s-a făcut că nu vede lucrurile astea. Eu am aș pune întrebări la Curtea de Conturi. Dar de ce nu s-a făcut aceea? Dar de ce nu s-a făcut aceea? Sunt multe întrebări. De ce nu vreau să facem ping-pong, dar vreau în cadrul comisiei la dumneavoastră să venim noi cu domnul Tofilat. Cine mai dorește? Dacă nu dorești domnul Tofilat, vin singur, nicio problemă. Cu rapoarte de audit, cu documente. Și stăm de vorbă pentru a perfecta acest raport de audit, astfel încât atunci când auditul internațional va vedea, că n-am auzit răspunsul, care e prioritar? Auditul internațional sau auditul Curții de Conturi? Domnul Șoitu, am înțeles. O să rog Curtea de Conturi rapid să răspundă la cei ce a întrebat domnul Șoitu. Vă rog. Sunt o sumedenie de probleme. Da, ca să fiți atenți, vorbim de datorii de bază, față de Gazprom și datorii față de factoric finanț. Cifrele sunt diferite. Trebuie adunate. Avem datorie pentru penalități care nu sunt reflectate în evidența contabilă. Avem datorii alu Tiraspol Transgaz pentru bronarea capacităților suplimentare pentru 2021, care trece achitarea prin Moldova Gaz. Și toate nuanțele acestea trebuie luate în considerație când se face confruntarea între cifrele în hotărâri și în raport. Ce ține de celelalte și dumneavoastră ați spus, noi putem face aceste concluzii când vedem măcar careva documente. Noi avem o mare parte de documente lipsă, noi nu avem acte de verificare semnate. Dacă dumneavoastră le posedați, măcar copii de pe documentele oficiale, ar fi de dorit să le prezentați atât APP-ului, care să are obligațiunea să întreprindă acțiuni pentru a ajusta toate activitățile statului ce ține de fondarea și GazNaps Transit și San Moldova Gaz. Da, mersi, colegi. Eu, mă rog, poate să avem o altă discuție într-un format mai restrâns pe aceste subiecte și dacă domnul Șoitu are documente adiționale, să fim bucuroși să le analizăm. Mersi mult și o zi frumoasă.